Ce știe Adi să facă cel mai bine? Să mă iubesc. Ce știe Anca să facă cel mai bine? Să fie mamă. Tu ai rămas văduvă la 29 de ani. Da. Cu doi copii mici. Aveam momente când pur și simplu mă închideam într-un dressing și nu reușeam să mă mai reculeg, să-mi revin. Erau zile în care pur și simplu nu voiam să vorbesc cu nimeni. Noi, oamenii în general, avem niște resurse noi pe care la un moment dat cumva reușim să le accesăm. Asta a fost scăparea mea și salvarea mea. Cât de nepregătită erai să intri din nou într-o relație? Foarte nepregătită. Nu credeam că o să mai existe o mare iubire. Durerea nu dispare în esență niciodată, dar luptăm cu ea, învățăm să o gestionăm cumva. Tu nu erai vindecată când ai început relația clar, cu Adi. Dar nu cred că, Mihai, poți să fii vindecat complet niciodată. E greu să crești 6 copii, adică nu e ușor. Și categoric Anca este mama perfectă. A fost un fel de salvare pentru mine. Am făcut multe eforturi, cei drept, la început. Ne întâlneam fără știrea copiilor, doar mama știa. Cred că dormeam o oră, două maxim. Așa. Cât a durat asta? Fix până în momentul în care a venit într-o zi Sara acasă și mi-a zis trebuie să spun ceva, sunt însărcinată. Nu credeam că o să mai existe o mare iubire. Nadi m-a cucerit cu o îmbrățișare. Cât dormi în medie pe noapte? Păi pot să spun că până la 40 de ani am dormit între 3 și 4 ore. Îți dai seama ce pot face 6 copii? Și al 7-lea? 2000? Cât trecem aici? 2000. Doamne ajută! Am avut o problemă gravă medicală. A venit salvarea, am ajuns la spital. A fost super complicat. M-am speriat. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că atunci când o să plecăm, o să fim noi cu noi și cu nimeni altcineva. Și de aici înțelegeți voi. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827. Salut! Sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și simplu. Mulțumesc încă de la început pentru faptul că povestea asta, care se apropie de 200 de episoade, rămâne cel mai ascultat podcast din România. În Top Apple Podcasts, Fain și simplu e locul 1 în clasamentul general. Și asta nu s-ar întâmpla dacă episoadele din fiecare săptămână n-ar face parte din rutina ta zilnică. Așa că îți mulțumesc că asculți acum, în mașină, că iei Fain și simplu cu tine la plimbare, la alergare sau chiar la sală. Înainte de a începe podcastul de astăzi, tot despre o rutină bună vreau să-ți vorbesc. Partenerul nostru pentru acest episod este echipa SAX.ro, care vrea să aducă sportul în rutina românilor și oferă în momentul ăsta cel mai simplu acces la peste 500 de săli de fitness și centre sportive din România. Dacă descarci aplicația SAX pe telefon, o să găsești cea mai apropiată sală de tine unde poți face sport chiar de astăzi. Și ce e fain e că îți poți crea o rutină bună fără să te rutinezi. Astăzi poți să alegi o sală de forță, mâine poți merge la o clasă de yoga la tine în oraș, în weekend la o piscină. Eu, de exemplu, am găsit pe SX un teren de tenis exact la mine în cartier. Doar pe harta Bucureștiului am găsit și am numărat aproape 150 de săli și centre sportive. Cu abonamentul SX poți intra la oricare dintre ele și, în plus, dacă mergi pe linkul din descrierea podcastului, poți profita de 2 intrări gratuite timp de 7 zile, fără să te coste nimic, doar ca să vezi ce ți se potrivește la tine în zonă. Chiar sper să-ți folosească informația asta. Eu, de exemplu, încep conferințele Fain și simplu prin țară. Pe 9 martie avem deja programată conferința despre feminitate la Oradea, așa că, înainte de eveniment, cred că o să încerc una dintre sălile de sport din oraș incluse în abonamentul SX. Așa că poate ne vedem la sală în Oradea sau, dacă vrei să petreci o seară despre feminitate, ne putem vedea direct la Teatrul Regina Maria din Oradea, a doua zi după Ziua Femeii. Cred că mai sunt câteva bilete disponibile la conferința de la Oradea pe bilete.fainșisimplu.ro. Gata, ridic gantera asta de pe masă ca un reminder că ar trebui să merg mai des la sală și că veni vorba despre forță. Episodul de astăzi este o poveste reală despre cea mai puternică forță din univers. Iubirea. Fain și simplu. Ziua în care tragem este chiar miezul zilei de Valentine's Day. Suntem pe 14 februarie, nici nu se putea potrivi mai bine o întâlnire, prima întâlnire și primul lor podcast, nu știu dacă împreună, separat, habar n-am, dar la Fain și simplu cu siguranță Anca și Adrian Sână. Frumoasă prezentare! Mulțumim pentru invitație. Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Robert, dacă vouă. Oricum știm că avem și flori, a aflat invitata să intre și florile. Mulțumesc frumos! Cum ne-am descurcat și noi. Ce frumoase sunt superbe, mulțumesc mult! Pentru Anca, pentru Adi, am ceva mai acolo. Mult. Ceva mai tare, mulțumim. Nu? Putem să le punem un pic pe masă între noi. Așa da. E bine? Se vede bine, da. Robert? Stricăm ceva? Mulțumim. Avem și apă să le punem florilor. Așa s-a potrivit, că erați liber de ziua îndrăgostiților. Nu e neapărat o premeditare întâlnirea noastră de astăzi, dar dacă tot e ziua îndrăgostiților, aș vrea să mă întreb al câtelea Valentine's Day împreună este pentru voi doi. Să o lăsăm pe Anca să răspundă, că este foarte bine la capitolul memorie. Dacă nu mă înșel, pentru că nu sunt atât de bună la cifre, Mihai, este al 13-lea Valentine's Day împreună. Wow. Corect sau mai puțin corect? Nici n-are cum să te contrazică, n-are datele concrete. Am nimerit-o de data asta. Prima întâlnire o mai ții minte, Adi? Da. Mă rog, prima întâlnire n-a fost întâlnire, a fost așa o coincidență. Nu, bine, i-aș zice întâlnire că mi-aduc aminte perfect data, locul, momentul, însă prima întâlnire cu adevărat a fost, dacă mi-aduc foarte bine aminte, a fost după Valentine's Day. Da. Adică ne-am întâlnit înainte de Valentine's Day. V-ați zărit. Ne-am zărit așa înainte de Valentine's Day. Primul date a fost după Valentine's Day. Deci tot în perioada asta. Deci, practic, numărătoarea... A coincis mai. Nu, e diferită. Ei, bine, domnule. Okay. Să fie mai mulți, nu? Vreo 14. Mai puțin. Eu îl pun și pe ăsta, cumva. Ok. Pentru că vorbeam la telefon, hai că mi-aduc aminte și mai păcăli că vin noaptea de Valentine's Day cu un trandafir și n-ai venit și făceai un videoclip cu Lora. Deci mi-aduc aminte perfect. Bine, nu, Lora n-are niciun amestec, să ne înțelegem, da? S-a întâmplat să filmez de Valentine's Day în anul respectiv și n-am ajuns cu flori. Deci asta era în urmă cu vreo... 2011. 2011, în urmă da. Cu 13 ani. Și când te-ai văzut prima oară cu ea, îți imaginai că o să aveți și o să creșteți împreună 6 copii? Nu neapărat. Mi-am dorit, dar... De la prima întâlnire? De la prima întâlnire, da. Am ieșit la restaurant, a acceptat invitația mea după niște zile în care am insistat. Mă rog, cu telefon, cu mesaj, cu... Nu cred că era WhatsApp atunci. Cu mesaje, cu telefon și la un dat mi-a zis, auzi, știi ceva, nu vreau să-ți faci o impresie greșită și aș vrea să rămânem la stadiul acesta și poate ar trebui să-ți vezi de treaba ta, cu alte cuvinte și... Dar ți-am zis elegant, nu ți-am zis păi da, pe mine? Nu m-am supărat, adică nu era ceva de supărat. N-ai luat-o personal. Da, nu era... Un capăt de lume. Exact. Dar care era motivul pentru care... Probabil că ea nu era pregătită pentru un date, probabil că eu nu eram bărbatul potrivit și atunci am înțeles, ok, accept refuzul, mi s-a mai întâmplat, dar l-am acceptat. Nu știu cum, dar nu mă întreba cum. Am mai trimis un mesaj la câteva zile distanță. Într-o dimineață. Într-o dimineață. Exact. Și mesajul ei de replay a fost total în altă direcție de cea pe care o stabilisem deja. Deci e bine că i-ai dat un timp de gândire. Ce s-a schimbat de la ce i-ai spus față în față și ce i-ai răspuns pe SMS, Anca? În primul rând ai zis foarte bine, Mihai, mi-a dat timp să mă gândesc și să reconsider anumite chestiuni. Și da, a fost foarte amuzant pentru că mă aduc aminte că a fost ca și ieri, îți spun foarte sincer, deci a trecut timpul ăsta, mamă, deci nemilos peste noi Și eram în fața curții, oprită cu mașina, că mi se întâmplă foarte des. E momentul meu de respiro așa când sunt singură și dau drumul la radio și ascult muzică. Mă rog să găsesc o muzică bună care să-mi placă. Și ascultam muzică și am primit mesajul de la Adi și am scris, deci refuzul a fost așa. Situația mea este una foarte complicată și n-aș vrea să te dezamăgesc și știi că eu am un bagaj foarte mare în spate, nu sunt doar eu singură. Și, na, mi-a părut bine să vorbim și mai vedem. La bagajul de familie, la da, la bagajul de familie, sau, da. Un bagaj așa cu totul, da, și emoțional și un bagaj complet, că eram un bagaj complet. Și iată că a avut, eu îi spun, marele noroc, că am mai insistat și peste 2-3 zile și... nu știu, Adi a fost așa cu totul special în viața mea și în viața noastră, surprinzător pot să zic și e norocos, atât am de zis. Acum, dacă mă mai țin amintirile, s-ar putea să mă mai lase cel puțin limba la male. Cred că eu sunt unul dintre primii oameni care v-am văzut împreună. Da, împărțeați aceeași bordură la Mamaia Nord. La Mamaia se întâmpla? Da. Eu țin minte că am ieșit la un moment dat la masă în Herăstrău și atunci mi-a făcut cunoștință cu tine. Dar s-ar putea să fie la Mamaia, nu? Ne-am mai întâlnit odată și la mare. Posibil. Așa e, am împărțit și o bordură la voi doi, la noi trei, să nu se înțeleagă greșit. Deci voi doi împărțeați aceeași bordură după un eveniment. Da, și ea era într-un restaurant când la o petrecere și noi am trecut pe acolo în plimbare și a ieșit. Ai avut un eveniment, Mihai, sau mi se pare că tu ai cântat și nu mai știu care era. Da, deci... practic, mesajul meu de la câteva zile distanță după refuz a avut un răspuns pozitiv și atunci am acceptat invitația la restaurant, am ieșit la un restaurant libanez și... Da, din păcate nu mai e restaurantul, era într-un hotel celebru, foarte cunoscut. Am întârziat, am o întrebare. Că eu întârzit tot timpul. Nu mi-amintesc. Am fost punctuală? Nu mai știu, dar nici nu conta. Nici nu mai conta vremea respectivă, cel puțin. Întârzi și... 2 ore, că nu conta. Păi vezi, de-aia important că ajungeai unde trebuie să ajungi. Dar apropo de bagajul ăsta pe care îl aveai în spate, tu cât de nepregătită erai să intri din nou într-o relație? Foarte nepregătită, adică nu m-am gândit. S-a întâmplat chiar pe nepusă masă și n-aș fi zis niciodată că o să găsesc o iubire, un alt fel de iubire, după un timp, să zicem, relativ scurt, dar cred că am fost foarte norocoasă, cred că am fost norocoși cu toții, că practic a fost un fel de salvare pentru mine, că mi-a fost extrem, extrem de greu și pur și simplu s-a întâmplat, a fost o întâmplare frumoasă de care m-am agățat cumva și, ce să spun, am fost norocoși cu toții, și eu și copiii. Dar crezi că ne salvăm singuri sau sunt persoane în viața noastră care ne salvează? Sau nu ne salvează persoanele, ne salvează relația pe care o avem cu respectivele persoane? Băi, cred că uneori sau de cele mai multe ori ne salvează timpul. Trebuie să învățăm să ne dăm timp, nouă, în primul rând, noi cu noi. Și eu așa mă gândeam, așa credeam că timpul o să mă salveze și ușor, ușor o să dispară durerea aceea. Bine, durerea nu dispare în esență niciodată, dar luptăm cu ea, învățăm să o gestionăm cumva. În cazul meu, Adi a avut un mare aport, pot să zic, că a venit așa cu un alt fel de, cu altă energie și... personalitatea lui era total neobișnuită față de ce am întâlnit și am cunoscut și cumva lucrurile s-au întâmplat într-un mod foarte firesc așa. Exact, cred că cum se întâmplă în cazul tuturor. Vreau să înțeleg, pentru cei care nu știu povestea și nu o să intrăm foarte în amănunt, tu ai rămas văduvă la 29 de ani cu doi copii mici. Cu doi copii. Ce etichete îți pui în astfel de situații? Sunt condamnată, sunt, nu știu, văduvă. Adică, pentru că evident că e în natura noastră să ne victimizăm, să căutăm... Da, clar, sunt momente și momente. Sunt momente în care cazi în întuneric profund și nu mai vezi niciun fel de lumină, nici măcar copiii, practic nu... Sunt momente, nu vreau să generalizez, pot să spun cum s-a întâmplat în cazul meu. Au fost momente peste care am încercat să trec și uneori erau zile în care reușeam, erau zile în care pur și simplu nu voiam să vorbesc cu nimeni sau nu-mi găseam niciun fel de energie sau niciun fel de resursă, dar cumva știam că pentru ei și apoi pentru mine trebuie viața să meargă într-un sens sau să-i dau eu un sens, să-i găsesc un sens. Și gândul ăsta și familia, trebuie să recunosc, mama a fost aproape de mine în momentele respective și fratele meu și ăștia mici care erau destul de mici, care nici măcar nu știau exact ce s-a întâmplat pentru că noi nu le-am prezentat realitatea. Păi, băiatul tău cel mare, David... Da, era în clasa 1, dar nu a știut exact, mă rog, cu amănunt exact ce s-a întâmplat. Am lăsat o perioadă de doliu și, mă rog, am consultat niște specialiști, am vrut cumva să-i obișnuim cu această idee și să lucrăm în sensul acesta. Și, mă rog, a fost un doliu, dar mai mult un doliu, cum să-i zic, sufletesc, nu neapărat. Asta clasic. Adică n-ai vrut să te victimizezi cu orice preț în public. Da, nu, sub nicio formă. Nu, deci gândul ăsta a fost departe de mine și nu era potrivit nouă în momentul respectiv. Însă eu cu mine, îți dai seama, a fost o luptă mare pentru că nu credeam că o să mai existe o mare iubire. Știu, da, o mare iubire, dar nici nu mă gândeam la așa ceva. Adică nu era... Durerea este atât de mare încât nu e greu de explicat și de... Și durerea pierderii venită după 3 ani de durere, de suferință, de boală. Da, dar în mod realistic, vorbind, eu nu am conștientizat niciodată că o să plece. Adică nu am avut această conștiință. Ești foarte puternică. Nu știu, nu. Adică cei care ne privesc acum să nu înțeleagă greșit. Pot să spun doar atât din această experiență, că noi, oamenii în general, avem niște resurse în noi pe care la un moment dat cumva reușim să le accesăm. Asta a fost scăparea mea și salvarea mea. Adică eu cu mine. Dar așa, primind sfaturi din exterior sau nu a funcționat nimic. Nu funcționează, nu? Nu. În cazul meu nu a funcționat. Adică aveam momente când pur și simplu mă închideam într-un dressing și... Nu reușeam să mă mai reculeg, să-mi revin, de exemplu. Nu... E o luptă. Un refuz, știi? Când ți se pare că ți se termină atunci, nu mai ai capacitatea să realizezi că totuși mai există și o a doua zi. Și totuși există. Asta e morala pe care tu ai tras-o. Și totuși există, da. Și totuși există, da. Și mi se pare că mai e ceva ce ai făcut... contraindicat cumva de toți specialiștii spun, domnule, nu putem să intrăm într-o relație atâta vreme când nu suntem vindecați din relații, încât timp nu ne-am închis poveștile anterioare. Tu nu erai vindecată când ai început relația cu Adi. Dar nu cred că, Mihai, poți să fii vindecat complet niciodată. Adică poate suna ciudat, iubirile nu sunt asemănătoare sub nicio formă. În primul și în primul rând, nici oamenii nu se pot compara, nici vremurile, nici maturitatea noastră ca oameni, adică sunt etape în viața noastră pe care le trăim cu altă intensitate, la un alt nivel, le simțim altfel și asta cu sfaturile bune pentru toți, cred că nu sunt, sau nu știu, valabile pentru toată lumea, cred că ține foarte mult de noi, în primul și în primul rând, adică e greu să-i spui unui om care a pierdut pe cineva, adică care își pierde jumătatea, practic, să-i spui o să fie bine sau stai liniștită că... Acum, făcându-ți o mărturisire, mie mi se pare că tu ești unul dintre cei, și zic și lui Adi că nu mă feresc, unul dintre oamenii, dintre toți oamenii pe care îi cunosc, cu o inteligență emoțională cea mai ridicată și cu o înțelepciune de asta care vine și din experiența în care te-a dus viața, dar cred că vine și genetic. Adică nu e întâmplător că ești din Tecuci, nu e întâmplător că... și știu, Tu nu o simți așa pe Anca? Pe lângă faptul că e foarte puternică, foarte înțeleaptă în ceea ce privește viața? Este o femeie înțeleaptă. Ar fi câteva momente în care aș avea contraexemple, dar în general e o femeie înțeleaptă și faptul că a acceptat SMS-ul meu atunci s-a dovedit că înțelepciunea... Știai toată povestea ei? Da, știam toată povestea ei. Apropo de faptul că a zis, domnule, eu vin cu niște bagaje, eu nu aveam niciun bagaj, eram gata să car bagaje și, și asta fac în continuare, adică am foarte multe bagaje pe care le duc, nu pot să le iau pe toate odată, dar de fiecare dată le iau pe rând, le pun, le pun la loc, le dau jos, adică rolul meu după cei 13 ani e în continuare de a duce bagaje. Și inclusiv emoționale. Inclusiv emoționale. Și ce ți-e cel mai greu de dus, Adi? Cel mai greu? Că uite, Anca nu s-a victimizat după tot ce a trăit, dar de-aia există bărbatul în casă să se victimizeze cineva. Rolul bărbatului într-o familie, clar, ar trebui să fie stâlpul familiei și ar trebui să fie, în primul rând, piatra de temelie de la care pleacă totul. Da, noi suntem pe modelul tradițional. Adică bărbatul trebuie să fie providerul. Bărbatul trebuie să fie, în primul rând, trebuie să fie, în cazul meu, tată, soț, manager, administrator, sfătuitor, șofer, tandru, șofer. Putem să găsim foarte multe. Multe. Copil? Copil. Nu mai e loc la mine să fiu eu copil. Nu, nu am mai fost loc, nu? Mai sunt copii. Sunt alții mai copii decât mine. Nu mai e loc de un copil. Aș putea zice la un dat că Anca mai are tendințe de a fi copil. Doamne, dar ce mă bucur. Ce mai frumos de atât, nu? Da, super. Să nu uităm să fim copii. E minunat, da. Și meriți lucrul ăsta. Dar se spune că atunci când o femeie se uită la tine la prima întâlnire, chiar și inconștient ea își proiectează în respectivul bărbat viitorul. Și e clar că tu nu te-ai gândit că o să aveți 6 copii de crescut. Tu ai proiectat în Adi chestia asta sau când ai avut puterea să proiectezi? Că bănuiesc că la primele întâlniri nici nu te gândeai să mai faci copii, îi aveai deja pe David, pe Sara. Da, nu, e adevărat, nu mă mai gândeam, dar s-a întâmplat miracolul și suntem foarte fericiți. Ce să spun, povestea e mai complicată și mai complexă de atât, că noi înainte să ieșim la acest date ne-am întâlnit, cred că de vreo 2 ori, în niște, să zicem, ipostaze așa, datorită unor prieteni comuni și Adi era cu altcineva în momentul respectiv al vieții. Eu eram, nu știu dacă ți-am povestit vreodată, eu eram un, mă rog, reporter, prezentator la o emisiune muzicală și am luat interviu la un moment dat și m-a surprins că a fost atât de, mă rog, nu știu dacă a fost sincer, ia să-mi spui dacă a fost sincer, acum trebuie să te întreb așa. Sau le spuneai tuturor fetelor pe care le întâlneai eu. Eu eram însărcinată cu Sara și lumea nu știa și i-am spus, mă rog, el m-a întrebat ce mai faci. Mă rog, am avut un dialog de ăsta civilizat și i-am spus că sunt însărcinată și a zis, wow, ce frumos, știi că și eu îmi doresc mulți copii. Și m-a surprins, adică eu urmam... A zis 6? N-a zis, nu, n-a zis 6, nu, a zis, dar e frumos că mai ai încă un copil, știa doar de David și eu i-am mulțumit, i-am luat interviu, mă rog. Ideea e așa, prima dată când am văzut-o în realitate și când am interacționat cu ea, mi-a luat un interviu la filmarea unui videoclip, iar știam că e mămică, știam că are un copil mare deja, după care la un timp ne-am reîntâlnit la o petrecere, la un botez, la Lucian și la Andreea. Da. Și acolo eram la Candy Bar, era și Anca la Candy Bar, eram și eu la Candy Bar și am zis, bună, ce faci? Avea deja burtica și am zis, wow, ești însărcinată din nou, da, superb, felicitări, știi că și eu îmi doresc să am mulți copii. Da, mi-aș dori și eu să am copii și așa mai departe. Și ăsta a fost momentul în care am interacționat practic prima dată cu Sara. Da. Care era în burtica. Bun, acum eu cunoscându-l pe Adi de foarte mult timp, Adi e și vinovat pentru faptul că nu din cauza, ci datorită lui am fost angajat de 2 ori în radio, adică odată la Radio Contact în Baia Mare și apoi la Radio Contact în București, pentru că el avea cariera muzicală, era deja pe val cu trupa Accent, întâi a plecat și a părăsit un post de DJ de la Radio Contact și s-a făcut loc și pentru mine. Și apoi a plecat de la Radio Contact București și s-a făcut loc și pentru mine. Tu erai genul mai irresponsabil, așa, mai flăcău. Adică niciodată nu te-aș fi văzut pe tine. Doamne ferește, am avut multe de tras, măi, Mihai. Aolo. Era o întrebare pentru Adi, da? Da, știu, dar... Zi tu, dragul meu. Adică ce te-a responsabilizat pe tine? Ce te-a schimbat? Cred că cel mai important e vârsta. Odată cu vârsta, noi băieții trecem prin foarte multe etape și odată cu înaintarea în vârstă, cred că lucrurile se așează. Când am cunoscut-o pe Anca și când am început să ieșim, eu aveam deja 34. Nu pare. Nu știu. Și cred că cumva... știi cum, după foarte... Am avut relații lungi de 7 ani, am avut 2 relații lungi de 7 ani înainte, nu s-au concretizat în niciun fel. Cumva mă simțeam singur, în sensul în care, ok, am ajuns la 34 de ani, eu ce fac acum? Care e drumul meu? Adică îmi doream o familie, îmi doream copii și așa mai departe. Și în momentul în care am cunoscut-o pe Anca și Anca a acceptat să ieșim împreună și... eu am înțeles exact situația ei și faptul că avea 2 copii, am acceptat, mi s-a părut foarte drăguț, mi s-a părut că nu ar fi o problemă, din punctul meu de vedere, copiii din potrivă ar fi un plus. Am văzut în Anca o femeie serioasă, o femeie care ar putea să-mi dăruiască în continuare copiii, adică am văzut mama perfectă. Și invers, Anca? Și faptul că era la brațul meu, nu făcea decât să întregească tabloul pe care eu mi-l doream și la care visam. Super. Super spus, trebuie să recunoști, Anca. Da, așa e. Trebuie să mă ridic la nivelul lui acum. Dar l-ai văzut pe Adi vreodată panicat, intrând în povestea asta de familie? Nu. Sincer, nu, niciodată. Chiar m-a surprins și asta a contat enorm de mult. Adi a avut o chimie foarte bună încă de la început cu copiii noștri și nu s-a întâmplat nimic forțat. Deci asta a fost un mare plus pentru mine și, cum ți-am spus, lucrurile au venit, cred că ca în orice relație, așa, ușor. N-am grăbit nimic. Chiar nu am grăbit nimic. Am făcut multe eforturi, cei drept, la început. Ne întâlneam fără știrea copiilor, doar mama știa. Adi pe vremea aia avea, hai că dau din casă acum am voi, avea o casă foarte frumoasă la Corbeanca și eu stăteam undeva spre Pantelimon, la lac acolo și... Mâncai o pâine? Mâncam o pâine pe drum, dar îmi făceam datoririle de mamă, care erau, mă rog, normale de altfel și culcam pe cei mici, mă stăteam, le citeam povești, Sara era micuță, avea nici 4 ani împliniți, eram foarte legați unul de celălalt. Și pe la 11:30, 12 noaptea îmi făceam și eu duș, mă aranjam un pic, mă bibilam și luam mașina și plecam la Adi la Corbeanca și practic atunci începea viața noastră de cuplu. De cuplu, da, de zi. Mâncam, găteam, ne uitam la un film, mă rog. Cât a durat asta, lifestyle-ul ăsta? Păi cât, Adi e mai bun la timing. A durat ceva, să știi. Spun eu cât a durat. A durat fix până în momentul în care... A venit într-o zi seara acasă, a pregătit cina și mi-a zis, trebuie să spun ceva, sunt însărcinată. Wow! Și... De fapt... cred că vreo... August, adică... Cam jumătate de an. August, jumătate de an, da. 2011. 2011, da. 2011. Da. Februarie-august, da. August 2011... Nici atunci nu te-ai panicat? Băi, îți dai seama că s-a întâmplat așa ceva, m-am bucurat foarte tare, da, adică mi s-a părut extraordinar. Adică a avut o reacție, nu mă așteptam. S-a bucurat, deci nu s-a panicat. Da, nu, a fost super bucuros, deci nu, țin minte exact cum s-a întâmplat, adică era... Compleșit, efectiv. Mă rog... Deci asta în primul vostru an, în primele 6 luni. Da. Și atunci mi-am dat seama că... În primul rând am întrebat de ești sigură și mi-a zis da, n-avea cum să nu fie sigură că avea experiență deja, adică știa să citească un test. Și atunci mi-am dat seama că lucrurile trebuie să se schimbe, nu mai putem să... Adică nu mai putem avea viața asta de noapte cumva sau... Frumoasă de altfel. I-a plăcut, foarte îți dai intensă, seama. Foarte intensă era, da. Dar tu cât dormeai? Adică, bun, ajungeai la 11-12 noaptea la Adi? Păi nu dormeam, cred că dormeam o oră, două maxim așa și pe la ora 6 plecam spre București, cum ar veni pe centură, ca să îi îmbrac pe copii, să le pregătesc micul dejun și să-i duc la școală. Să nu cumva să se trezească fără mama acasă. Da, și să nu simtă că n-am fost acolo, da, să simtă că n-am fost acolo, da, na, îi mulțumesc și mamei că m-a acoperit, îți dai seama că era și ea acolo. Mamă, ce viață! Ce dragă, ce pasiune trebuie să fii fost o perioadă foarte frumoasă, Mihai, și chiar mi-e dor de ea și uneori încercăm, ne propunem să o mai reînviem așa, să o menținem. Eu cred că a fost chiar intensă și nu știu foarte frumoasă. Cine stă acum în casa aia din Corbeanca, dar sigur acolo e... E o familie care are copii. Da? Mulți. O familie care nu avea copii când a venit. Iată. Și o familie care are copii acum. Și nu mai știu dacă au 2 sau 3. Eram sigur că, da, adică n-ai cum, spiritul rămâne acolo, energia rămâne în casă. Că îi găteam lui Adi, îl întrebam, mă rog, vorbeam prin mesaje și îl întrebam ce vrea să mănânce la cină în seara aia, sau mă rog, el avea tot felul de zboruri de astea foarte târzii și găteam și la un moment dat mi-am dat seama că, mă rog, mă parfumam eu acolo, mă biberam toată și am luat o tavă cu mâncare în spate, ți-aduce aminte? Nu mai știu. Și am venit la aeroport și deși o sigilasem destul de bine, mamă, când mi-am dat seama că miros toată mâncare. Am avut un moment ăsta de panică, mă rog, asta sunt povești foarte frumoase. Deci tu găteai acasă sau ajungeai acasă la Găteam și acasă uneori, găteam și acasă la mine și mă plimbam cu tăvile, cu mâncare. Deci culcai 2 copii, te aranjai, găteai, făceai o oră până acasă la Adi. Da. Îl mai așteptam și la aeroport, uneori de multe ori. Sacrificiu. Cu prăjituri, cu... Măi, nu era un sacrificiu, să știi, nu am luat-o ca pe un sacrificiu, era ca un moment și da, flutul și mi se pare că dragostea este fără doar și poate cel mai mare, cum să-i zic, nu știu dacă resort, cea mai mare sursă de... Izvor. Da, adică poți să faci orice. Așa forță să dormi o oră, 2 pe noapte și... Da. Da, nu ești de acord cu mine? Eu cred că așa eram și tineri, rămas, Mihai, nu cred că... Eram tineri. Da, cred că așa am și rămas, da. Nu cred că ai adăugat foarte multe ore de somn de atunci. Până... Nu. Până la 40 de ani nu am adăugat. Hai să facem o cronologie. Deci, primul copil l-ai născut în? Primul copil, David, te referi? În 2002, când aveam 22 de ani. Pe Sara? 2007. În 2007. Pe Noah? 2012. Pe 2014, 2016, 2016 pe Moise, da, și 2019 Lea. Lea. Lipsește cineva? Mai lipsește un an. 2, 9, sunt doar 6 ani. Și al 7-lea? 2000, cât trecem aici? 2000. Doamne ajută. Deci 2000, Doamne ajută, al 7-lea. Copil. Da. Bine, nu prea există mașină pentru 7. Câte mașini ați schimbat? Avem una care este mare și foarte încăpătoare, dar de regulă în vacanță plecăm cu 2. Să nu vorbim cu Anca de mașini, că... Nu este punctul meu foarte, mașina, sub nicio formă. Nu tratez. Nu, nici nu-mi plac. N-am grijă de ele. Dar de ce? Există femeie care să-și iubească mașina așa într-un... Da? Foarte multe, Mama, eu n-am cunoscut-o. Dar n-au 6 copii. Da, asta este. Ce să facem acum? A făcut daună totală la un BMW Seria 7. De mult? Acum 2 ani. Chiar vrei să spui asta? A fost o întâmplare nefericită. Și nu din cauza mea, Mihai, nu din cauza mea. M-a prins inundația pe stradă. Și am vrut să ies. Adică să ne înțeleg, n-a făcut accident. Nu, Doamne. Dar cum? A plouat foarte tare, era într-un loc unde apa a crescut mai sus de prag, cred că a ajuns la motor. Și Anca se grăbea să ajungă la aveam știri. Jurnal de știri. Tu mă înțelegi foarte bine. Aveam live, n-aveam cum. Și nu mi-am dat, sincer, nu mi-am dat seama. Și în momentul ăla s-a distrus toată mașina. Păi n-avea de unde să știe că... N-avea de unde să știe, da. Nu trebuie să pornească motorul. A fost foarte simpatic oricum. Eu îmi doream să plec de acolo, să scot mașina din apă. Da. Și era o mașină atât de frumoasă, Mihai, foarte frumoasă. Asta să fie cea mai mare pagubă. Da. Cred că e prima mașină pe care mi-ai dăruit-o de altfel. Nu era prima, era a doua. Nu, era a treia. Bine, n-am ținut să... Și primele două tot dau una totală? Sau? Nu. Dar tu nu că e un șofer bun, adică nu pune preț pe lucruri, pe obiecte. Nu, pe obiecte, sub nicio formă, nu. În general, din păcate. Mai degrabă pe oameni și pe timp. Dar case câte ați schimbat până acum? Păi în momentul în care am aflat că va veni Noah, am zis ok, trebuie să ne reorganizăm și ar trebui să facem pasul în a fi cu toți împreună. Și atunci eu am decis să vând casa și să mă mut în Pantelimon. Stai așa, deci asta a fost tot în primul an de relație. A fost Anca, în primul an, da. Da, a făcut naveta asta luni de zile, culca copiii, venea la tine. După care am zis, ok, că e însărcinată, tu nu te-ai panicat, trebuie să, fugit. Da, trebuie să oprim această navetă de noapte și respectiv dimineață și să vin aproape de familie și să construim ceva aici. Și asta am făcut. Și te-ai mutat direct în casă cu copiii? M-am mutat, da. Cum a fost momentul ăsta? Bine, noi între timp am socializat, am ieșit, ne-am cunoscut, am început să facem activități împreună. Adică mergeau destul de des în pădure, mergeau cu bicicletele. Sara era încă foarte mică, avea 4 ani, încă era... Țin minte când am venit prima dată acasă în Pantelimon, ea a fost cea care mi-a deschis ușa, Adi, nu știu ce. Și... Mă rog, era necesară reorganizarea aceasta pentru că se năștea un copil, avea nevoie de o familie, avea nevoie de o mamă care să fie acolo tot timpul, de un tată care să fie acolo tot timpul, de frați care să-l accepte. Și așa mai departe. Și ăsta a fost momentul în care am pus lucrurile împreună. Inițial am stat cu chirie într-o casă în același complex în care locuia și mama mea. Și lucrurile au fost, dinamica a fost una mai ușoară în primă instanță și după aia l-am născut pe Noah. După care s-a născut Noah, Noah s-a născut în mai. În martie, martie s-a născut David. Da. Mai uităm. S-a născut Noah în mai și, mă rog, cu frații lui l-au primit foarte bine, toată lumea a fost fericită, l-am adus acasă de la spital, l-am ajutat cu flori, cu baloane, bun venit. Dar știi ce mi se pare aici? E o treabă de alchimist, ca să zic așa. Pentru că ai povestit asta. Sunt niște elemente care vin din medii diferite, fiecare cu povești, cu bagaje emoționale diferite. Se mută toți într-o casă. Și practic trebuie să... E ca și când compui un cântec ești un dirijor. Trebuie să egalizezi sunetele alea, toate instrumentele, vocea care vine peste și tot ce mai pui într-un cântec. Cum faci să se așeze toate? Și sunt curios dacă copiii cei mari au avut vreodată vreun instinct de ăsta, vreun reflex de ăsta să te considere mai puțin de al casei. Sincer, nu l-am simțit. Dacă l-au avut, nu l-am simțit niciodată. Adică, și cred că copiii sunt sinceri și nu am simțit niciodată... Înseamnă că ești foarte talentat. Un moment în care să simt cumva că nu, locul meu nu e acolo. E greu, e greu și nu e greu, adică lucrurile vin firesc și vin normal și întotdeauna am considerat că lucrurile trebuie să se întâmple sau, mă rog, să accept lucrurile care vin în viața mea și să le accept așa cum vin și să încerc să le așez și să le ajustez așa cum s-ar potrivi cu mine. Și n-am simțit niciodată că e ceva forțat, n-am simțit niciodată că e ceva nepotrivit, n-am simțit niciodată că locul nostru nu e acolo, n-am simțit... Adică a fost tabloul de familie perfect, cu mama, cu tata, cu 3 copii. Bunica. bunica care e acolo și tot timpul, știi cum, ce să vă mai fac de mâncare, cu ce să vă mai ajut și așa mai departe. După care, într-o seară am ieșit la restaurant, am venit nu mai știu de unde și mi-a zis, te invit în seara asta să ieșim la sushi, ok, ce frumos, da? Ți-am dat un cadou frumos. Și când s-a întâmplat asta? În 2013. Așa. Și mi-a zis, sunt însărcinată. Aoleu. Adică... Cum aoleu, domnule? Deci tu erai venise de la restaurant deja sătul? Nu, înainte să luăm cina. Înainte să luăm cina. Ah, ok. Da. Nu, fusesem undeva plecat, am avut un concert și m-am întors acasă și când am venit acasă mi-a zis, trebuie hai să ieșim să mâncăm un sushi, ok. Ca oamenii. Da, și la restaurant mi-a zis, uite, vreau să-ți dau... de plată. Da. Ți-am dat cadoul. Mi-a dat cadou, dar mi-a dat un cadou și după aia mi-a zis, uite, sunt însărcinată. Cu Ava. Mă rog. Nu știam la ora aia, cu Ava, da, dar nu știam dacă va fi băiat, fetiță și așa mai departe și am zis, wow. E sigură, mi-ai zis, dar e sigură? E sigură, n-avea cum să dea greș, pentru că... Deci, până în momentul ăsta... primii voștri doi copii neplanificați, doar anunțați. Da, 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 neplanificați. Nu, n-au fost planificați. Nu. Adică nu am fost cuplul acela care, ok, de acum luna asta sau de azi înainte sau de anul viitor da, începem să facem copii. Dar mai sunt, încă nu s-au născut, se născuseră Moise și Lea. Da. Și aici a fost tot fără plan? Da. Da, oarecum fără plan, da, da, da. Adi începuse să-mi sună că și-ar mai dori un copil, Lea, așa. Bine, deja aveam experiență. Asta îmi spune și acum, adică nu e... Dar la primii doi nu te-a întrebat. Dacă îți dorești, nu. Dar știa că îmi doresc, adică era cumva... Nu, i-am dorit amândoi, fără doar. Și a venit Lea. Problema cea mai mare a început să apară că plecam în vacanțe. Adică al șaselea. Nu, eram deja patru. Era Moise, Noah, Ava, așa. David și Sara. Eram patru. Patru copii și doi adulți. Și plecam trebuia să ieșim din țară. Plecam în vacanță, nu știu, în Austria sau nu știu pe unde. Și aveam probleme aveam probleme cu actele. Că eram mulți și toți aveau alte nume. Și... Știi cum e... Ok. Nu știu cum e. Da, mă rog. Eram mulți și aveam multe nume și atunci am zis ok. Nu mai se pierdea în detalii. Da. Noi încercam să le explicăm. Domnule, pe el îl cheamă Serea și Popringhe, pe mine mă cheamă Serea și mă cheamă și Luis, că nu știu dacă știe lumea că mă cheamă și Luis. E o greșeală, uite, am spus acum în premieră. Dar de ce te cheamă Luis? Așa, e al doilea nume. Trebuia să mă cheamă Luisa, dar mă cheamă Luis. Vezi, n-am mai spus la nimeni. E o premieră. M-au și chemat să mă înrolez în armată, nu m-am dus. Probabil acolo, la evidența populației în Tecuci, era asta cu fluidul, era de atunci. Poate vrea să fie fată, poate să fie băiat. Da, deci Sara și David, Serea Poplinger, Anca Serea, Ancuța, că nu o cheamă Anca, o cheamă Ancuța. Luis. Ceilalți copii, Noah și cu Ava, erau Sână. Da. Și am zis, ok, hai să facem fuziune. Să facem o fuziune și am zis că e momentul să o cer în căsătorie. Și l-am și uitat acest moment. Și mă rog, am făcut nunta. Ți-ai făcut curaj? Mi-am făcut curaj. Dar unde ai cerut-o? Am cerut-o foarte, a fost un moment drăguț. Am avut chiar noaptea de Revelion 2015. Mamă, ce memorie dată la incredibil. Da. 2015, noaptea de Revelion, pe scenă în Egipt. Eram pe scenă, am terminat concertul, mă rog, era 12 noaptea, artificii, am luat-o... Nu m-ai chemat să numărăm, deci eu eram acolo, mie, mă rog, în general, când are Adi concert, în general nu-mi place să merg cu el, trebuie să recunosc, din păcate, mi se întâmplă să merg destul de rar și acum, da, fiind faptul că era Revelion, îți dai seama, hai că plecăm în vacanță, am avut și peripeții cu bagajul, ți-amintești că n-am avut bagajul, n-am avut ce să mă îmbrac câteva zile, mă rog, așa. Și problema cea mai mare a fost că, mă rog, ne-au rătăcit bagajele. Da. Știam că trebuie să cânt, eu mă descurcam, îmi puneam o cămașă, o pereche de pantaloni, mă descurcam. Dar, știi cum, ea trebuia să aibă rochia de Revelion. Da, asta e. N-am adaptat. Și eram destul de retras acolo și înainte să mai erau, cred că 2 minute, a zis stop și m-a chemat pe scenă și eu îi făceam, nu, mă, și enervase un pic, deja eram, nu eram în elementul meu, zic, de ce nu, îi făceam semn, nu, hai, vino, a început lumea să aplaude și m-am uitat pe scenă, că este da, eram oricum copleșită așa de prea multă atenție și mi-a șoptit la ureche și... I-am pus inelul și a acceptat. Zis da? Parcă da, oricum erau artificii. Glumesc, mai. Te-a prins într-un moment mai vulnerabil în care nici nu puteai să zici nu de față cu toată lumea aia de acolo. După care s-a născut Moise. Și noi când am făcut nunta, Moise era... Da. Dar voi până la cererea asta în căsătorie nu vorbiserăți despre nuntă sau nu îndrăzneai să vorbești despre nuntă? N-am făcut planuri de nuntă, nici nu știam dacă își dorește, ea a trecut printr-o experiență, nu știam dacă vrea să facă o nuntă. Întrebarea mea pentru Anca este cum ai reușit să capeți încredere? Pentru că tu i-ai... Femeia, în general, are nevoie de niște asigurări. Acum simte încrederea de cele mai multe ori, dar uneori are și nevoie de dovezi. De-aia există căsătoria și importantă. Dacă nu e căsătorie, e o casă, un cămin. Cum ai avut încredere în Adi după tot ceea ce ți se întâmplase? Păi, în primul rând, a contat foarte, foarte mult faptul că el era un tată bun și e un tată bun. Și chiar dacă sunt foarte rare momentele acelea în care el e unul la unul cu copilul, așa, cu copiii, sunt rare, ce-i drept, trebuie să recunoaștem că e mai mult plecat. Timpul ăla îi văd că sunt foarte fericiți și că, e momentul lor și asta mă hrănește enorm de mult pe mine. Garanții, Mihai, nu am căutat, pentru că eu sunt un om destul de, nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta, destul de asumat și destul de hotărât și recunosc faptul că îmi făcusem și scenariu, că nu cumva m-am gândit, îmi făcusem un backup plan, că nu o să fim împreună, poate, m-am gândit, am avut așa o fracțiune de luciditate și inclusiv îmi asumam rolul de a crește singură copii. Da, de ce nu? Adică nu mă mai sperie nimic. Cred că asta este, până la urmă, cel mai mare câștig, dacă pot să-i zic, să-l numesc câștig în urma acelei pierderi. Mi-e frică doar de Dumnezeu, în rest nu mai am nicio teamă. Sănătatea e un alt capitol la care sunt foarte atentă și acord foarte mare importanță, dar în rest sunt căpoasă, încăpățânată și, slavă Domnului, cred că am toate resursele să reușesc cam tot ce, bineînțeles, cu ajutorul de lângă mine. Dar nu m-am gândit, n-am avut așa... Mi-am asumat totul de la început și faptul că noi suntem personalități și structural suntem foarte diferiți, eu și cu Adi, cred că a contat foarte mult. Nu cred, știu că a contat foarte mult. Și, nu ați studiat compatibilitatea înainte, nu? Nu. Da, nici n-aveam de ce să ne studiem. Acum, dacă o studiem, poate că iese că nu, că nu suntem. Ce zodii sunteți voi? Eu sunt vărsător și Adi e berbec. Ești berbec. Da. Sunt compatibile zodiile? Nu mă pricep. Nici eu nu mă pricep, nu știu. Nici n-ar conta, nu mai contează ce dacă sunt sau nu. Le facem noi să fie compatibile. Compatibile, așa, 6 copii. Da. Unii deja... Pe drumul lor. Pe drumul lor. Da. Dar au fost momente în care m-am gândit că nu ar fi, am spune minciune, au fost momente, mai ales la început, în care eu eram extrem de geloasă și ar trebui să îmi iau timp, să înțeleg anumite lucruri, să accept libertatea lui Adi, să-l susțin cu toate deciziile pe care le lua, cu faptul că pleca destul de des de acasă, dar eu l-am primit în viața noastră și l-am iubit și l-am luat de soț, așa cum e el. Practic, cred că asta este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem noi ca oameni adulți, maturi, să acceptăm pe cei de lângă noi așa cum sunt ei, fără să le mai căutăm, nu știu, să-i încadrăm într-un anumit șablon, în anumite tipare, să căutăm perfecțiunea care oricum nu există, aproape că nu există. Cred că trebuie să ne, mai ales când există iubire și... în cazul nostru a existat și încă există, slavă Domnului, cred că trebuie să căutăm și să vedem în primul rând partea bună a celui de lângă noi, care, slavă Domnului, există în toți dintre noi. Poate sunt un pic idealistă, nu știu, cred, poate, dar eu așa văd lucrurile și mă ajută să funcționez ca un om normal. în general? Foarte multe mame singure în timpurile astea ale noastre, cărora le e foarte greu să își întemeze o familie, de cel mai multe ori de frică, uneori se victimizează. Da, e firesc, e firesc. Alteori, pur și simplu sunt nu aruncate, dar date la marginea societății, cumva, judecate și ele, mi se pare greu, foarte greu pentru o mamă să rămână cu doi copii. Dar mi se pare la fel de important cum ai reușit să recreezi, acum, sigur că al doilea tată biologic nu există, e unul singur, să recreezi figura asta paternă și e vorba asta din popor că tată e cel care îi crește. Da. Și cum copiii ăștia doi, Sara și David, au figura asta paternă. Chiar dacă, nu știu, că îi spun tatălui lui Adi. Da, îi spun tată, da. Uneori mai spun și Adi, dar îi spun și tată. Serios? Îmi spun pe nume, da. Da. Nu îmi spun așa tata sau dar ceva. Nu contează declarația, contează figura pe care o are. Nu, adică cred că în ochii lor sunt tatăl casei. De asta mi se pare că și Ancuța bună, dar și tu priceput. Adică m-am gândit, știi, toată experiența asta, toți anii ăștia în care au venit copiii, în care am fost încercați, că și ea e foarte încercată și eu sunt foarte încercat în a face și a ține lucrurile sub control. E greu să crești 6 copii, nu e nimic, adică nu e ușor. Și categoric Anca este mama perfectă. Cu siguranță am și eu calitățile mele de tată bun, dar cred că am reușit în locul ăsta, în casa asta, să organizăm lucrurile și să le facem în așa fel încât ca ei să se simtă acasă, ca ei să se simtă parte din familie, în primul rând. Iubiți, respectați, cu o mamă, cu un tată. Și deși poate uneori au fost momente în care, știi cum, o relație după 13 ani cu 6 copii mai pot apărea mici divergențe, idei diferite, viziuni diferite și așa mai departe. În continuare cred că Anca e mama perfectă și în continuare eu zic că i-am oferit Ancăi și copiilor cam tot, în primul rând, cam tot ce își poate dori o femeie și cam tot ce își pot dori niște copii. Ceea ce... Pentru tine care a fost cea mai grea perioadă din anii ăștia, din ăștia 13 ani? Ți-am spus, cea de la început, că nu înțelegeam anumite chestii, pentru că eram și destul de tânără și ieșisem dintr-o relație destul de recent, mă rog, nu ieșisem, plecasem dintr-o relație, nici nu știu cum să-i spun că sună total aiurea, așa, și... în primul rând mi-am propus de la început să nu compar sub nicio formă, nici situațiile, nici relațiile și asta a fost destul de greu, adică am gestionat cumva greu la început. Nu eram obișnuită ca omul pe care îl iubesc și îmi doream să petrecem cât mai mult timp împreună și să fim nedespărțiți. Cred că asta își dorește toată lumea, cel puțin, mă rog, așa e, firesc să fie. Și mi-a fost foarte greu, un an, doi, eram destul de posesivă, destul de geloasă, puneam multe întrebări, adică acum chiar îmi aduc aminte așa cu un gust amar de perioada aceea vis-a-vis de mine, nu vis-a-vis de el, pentru că nu cred că procedam bine, adică categoric nu procedam bine. Da, cred că sunt niște sentimente lumești, omenești și ne fac să devenim o versiune mai bună a noastră de cele mai multe ori. Mai ales că tu erai nevindecată. Da, eram și nevindecată, el era curtat de domnișoare, eram și eu curtat de domni și erau tot timpul momente de astea, să zicem, nu știu cum să le numesc, sensibile cumva. Da, iartă-mă că pun întrebarea asta, din momentul în care l-ai pierdut pe primul tău soț și până la Adi, ai putut să te mai uiți la un bărbat ca la o relație? Nu, dar nu mi-am propus asta niciodată, nu. Deși acum, vorbind între prieteni, Adi m-a cucerit cu o îmbrățișare, că uite, asta nu m-a întrebat. Nu te-am întrebat. Ne-am întâlnit, nici nu știu dacă el știe, da. Ne-am întâlnit din întâmplare în trafic și eram, cred că pe calea Victoriei, dacă mi-aduc aminte bine, și vorbeam la telefon și mi-a zis oprește un pic. Și stai seama, eu aveam o sensibilitate, aveam o povară mare pe umeri, adică nu eram un om complet oricum. Și am coborât și... Așa. Am coborât și el era în fața mea, eu cum nu știu să parchez mașina niciodată, a avut așa o chestie drăguță așa, m-a apostrofat drăguț și m-a luat în brațe. Ei, și în momentul când am simțit că a fost o îmbrățișare, care pentru mine a însemnat enorm. L-ai simțit cu totul? Da, l-am simțit altfel, nu știu, pur și simplu am simțit. Am simțit altceva în momentul ăla și ăla a fost momentul meu de, nu știu dacă l-aș numi de declic, dar a fost un moment important pentru mine și am zis, omul ăsta are ceva, adică ăla a fost momentul care m-a determinat să... Mamă, cât de simplă e dragostea asta, e... Da, e chimie. Încercăm să o... Da, să o complicăm noi. Să o complicăm foarte mult. De fapt, e o îmbrățișare, nu e nimic altceva. Nu e niciun act, nu e nicio promisiune, nu e nici... Da, sub nicio formă, nu. Astea sunt doar detalii de care încercăm noi să ne legăm, dar nu. Lucrurile sunt, în general, sunt foarte simple în viața asta. Acum tu, femeia neînfricată, care nu e teamă să intre într-o relație cu totul, cu un bărbat cu care nu e căsătorită, face și doi copii și el nu o cere încă în căsătorie, nu ți-e teamă de toate lucrurile astea, dar ți-e frică să zbori cu avionul. Asta e greu de explicat. Da, dar să știi că are o explicație și asta. Mi-e foarte teamă de moarte. Și mi-e teamă de faptul că nu reușesc să mai învăț copiii. Și n-aș vrea foarte mult să intrăm în detaliile astea. Lucrurile sunt foarte clare. Eu sunt fericită cu ceea ce am astăzi, aici, acum, pe pământ. Și nu-mi doresc să fiu nici măcar de cele mai multe ori. Știu că e ciudat și e foarte greu de înțeles pentru alții. De multe ori nici nu-mi doresc să călătoresc. Pentru că sunt foarte fericită și mulțumită cu ce am aici. Și cred că asta, faptul că mă mulțumesc cu lucrurile care sunt atât de normale și de... adică ce pot să-mi doresc mai mult decât ce am acum? Copii sănătoși, pe mine sănătoasă, o familie normală, o familie, eu zic că împlinită. Da, ție, și mie mi-e frică de avion, dar eu am perioade când mi-e frică și perioade când nu mi-e frică. Serios? Da, eu vreo 2 ani de zile... Aproape toate drumurile pe care le fac, le-am făcut la ai mei în Baia Mare sau evenimente, indiferent cât ar fi, le-am făcut cu mașina pentru că, mai ales după pandemie, mi-a fost frică să zbor cu avionul. Da, eu pot să te înțeleg. Acum, de exemplu, mi-a trecut. Dar mașina nu e la fel de sigură ca avionul. Noi știm toți asta. Știu asta, da. Dar frica asta nu e o frică rațională. Noi toți din familie nu înțelegem pe Anca. Doar că există momente în care, știi cum, copiii cresc și poate își doresc să ajungă în locuri în care nu poți să ajungi cu mașina sau cu trenul. Și atunci, da, știu că e așa, dar cumva e ciudat pentru că în relația noastră sau în timpul ăsta am fost cu Anca de 2 ori în America. La început. A zburat de 2 ori. Eram atât de îndrăgostită, îți dai seama ce sacrificiu am făcut. Pentru asta ai trecut de frica de avion? Da. S-a terminat cu dragoste și acum nu mai zboară. Nu, cum să spui asta? Doamne, mai îndrăgostește că era îndrăgostit atunci. Nu. Era un alt soi de dragoste. Să știi. Tu știi foarte bine că dragostea asta între timp crește și devine mai stabilă și devine mai puternică și devine... Da, deci e clar. De ce mă puneți la zid? Eu te înțeleg cel mai bine. Crede-mă, fetele zburau la Baia Mare. Mara Roa, Cezara, Gabriela zburau la Baia Mare cu avionul, mă duceam cu mașina. Doamne, dar n-am știut asta, că ai aceeași teamă. Fii atent, știi ce s-a întâmplat? O să zic o întâmplare foarte funny. Unul dintre frații mei, Lucian, locuiește în Chicago de 20 ceva de ani și împreună cu soția lui ne-am dat întâlnire în Miami. Aveam noi o perioadă de vacanță și am zis Ancăi, uite, mergem în Miami, e superb acolo. Dar de ce vrei să spui asta acum? Mi s-a părut că e foarte relevant pentru momentul ăsta. Ok, bine. Și mi-a zis, da, zbor. Am luat biletele de avion, ne-am trezit dimineața să mergem la aeroport și mi-a zis că nu mai vine, pentru că ploua afară. Nu ți-am zis, mi-am cerut scuze, nu ți-am zis așa pur și simplu că nu mai vin. Fii atent. Nu... Adică până acolo s-a dus... De la Popescu Radu Vulcan, nu mai știu dacă era, cred că ori ziua îndrăgostiților, ori ziua ei. Radu îi face ceva surpriză, să plece într-un weekend doar ei doi la Roma, cred. Se urcă în avion. Oh, wow. Pilotul anunță că e o mică problemă, dar se rezolvă repede și se amână decolarea. Moment în care Adela se ridică de pe scaun, iese din avion și a zis, eu nu mai zbor. Da, wow. Deci... Da, eu înțeleg foarte bine situația asta, de-aia nici nu-i mai cer Ancăi să plecăm. Adică nu m-a forțat niciodată să... ea vină cu trenul sau îi place mult când mergem cu mașina, doar că sunt niște destinații limitate. De-aia mergeți foarte des la Viena. Da. Că e aici peste... Da, sau în Austria, sau prin în Germania, sau ea a fost cu copiii la Disneyland cu trenul. A schimbat... Doamne, dar ce frumos! A fost una dintre cele mai memorabile. La Disneyland în America? Nu, la Disneyland în Paris. În Paris. Ai făcut vreo 2 săptămâni, nu? Cât ai făcut? Păi a făcut până a ajuns acolo. Am făcut. Pot să spun că cel mai lung și cel mai recent drum a fost de 24 de ore în cap, 24 de ore fix. Acum o lună jumătate, în ianuarie. Am fost la schi și eu am zburat cu copiii până la München și am luat o mașină acolo și am venit cu trenul. Și am venit cu Moise, cu trenul, dar crede-mă că... Deci ai făcut 24 de ore dus, 24 întors. Da, dar în momentul în care învățăm să-i dăm timpului valoarea corectă, nu mai e nicio problemă. Aici Adi nu mă înțelege atât de bine, dar el e mai pragmatic în general. Eu mă bucur de orice moment așa cum vine el. Văd și în cel mai mare rău, văd un bine. Un bine mic. Așa că... Dar eu cred că la un moment dat își va schimba cu siguranță, poziția. Cu siguranță. Și eu cred că sunt perioade în viața noastră. Dar știi care e chestia? Uite, eu am găsit o explicație. Dacă n-ar fi fost momentele astea în care stăm despărțiți și Adi pleacă în călătoriile lui lungi și eu sunt acasă, știi ce spun? Adică e bine. E bine, domnule. Să mai sta și... Da. Ce ar fi să fiu tot timpul în coasta lui acolo unde zboară el și unde pleacă el? Sunt convinsă că n-ar fi... Mie mi-ar plăcea de foarte multe ori. Ajung în locuri interesante, ajung în țări interesante și mi-ar plăcea să fie cu mine, cumva... Da, în fiecare dimineață îmi trimite tot felul de filmulețe, mai ales din locuri de astea, să zicem, să le numim așa mai exotice, mai speciale și îmi spune... Uite ce mult ți-ar fi plăcut aici. Și am un regret, trebuie să recunosc așa. Îmi pare rău, dar nu în atât de mult încât să am puterea să trec peste. În câte țări ai cântat tu, Adi, și în câte țări ai ratat tu, Anca? Foarte multe. Le-ai numărat vreodată? Nu le-am numărat, dar sunt foarte multe țări în care am ajuns. Adică Pakistan ai fost India. De ori, India nu mai vorbesc, Egipt, Hong Kong, Malaysia, Deep Russia, America de Sud. Ce înseamnă Deep Russia? Adică Siberia? Ai fost în Siberia? Mai departe. A fost și la Jocurile Olimpice, nu știi? La Sochi, muzica mea a ajuns în foarte multe locuri îndepărtate de România și asta m-a... Bine că ai ajuns și tu. Da, asta m-a obligat pe mine să... Nu m-a obligat, dar mi-a oferit oportunitatea de a cânta pentru oamenii din locurile astea. Și fac muzică pentru pasiune și am început să fac muzică pentru pasiune și din pasiune și m-am dedicat muzicii și studioului și creației și acum este momentul acela în care culeg roadele, cumva faptul că am ocazia să cânt pe o scenă, nu știu unde, pentru mine e cel mai frumos lucru pe care cariera poate să ți-l dea. Care e cel mai tare concert pe care l-ai avut în străinătate? Am avut foarte multe momente frumoase. Care îți vine acum în minte? Unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea s-a întâmplat în Amsterdam la ziua regelui pe vremea aia. O piață plină cu 100.000 de oameni. E cea mai mare sărbătoare lor, e mai importantă decât Paștele. Exact. Și am fost pe main stage cu Tiesto și cu alte nume și cel mai mare concert din ana lor, ziua regelui, a reginei acum, cred. Acum mi se pare că e regină în Olanda. Deci a fost un moment care mi-a marcat cariera, mi-am dat seama, a fost și fix în primul an în care muzica a mai ajuns în afara României și cumva vibe-ul ăla, gândește-te, un artist din România, din Baia Mare, din cartierul Bogdan Vodă, să ajungă pe scenă cu cei mai mari artiști în Olanda, spre exemplu, sau muzica ta să fie locul 4. Și locul care te-a șocat din punct de vedere al culturii și civilizației? E clar Asia cu locurile cele mai diferite de noi. India e un loc în care eu merg cu plăcere. Îmi place mult, am avut peste 100 de concerte acolo. Și e foarte interesant să vezi și să încerci să înțelegi cultura lor și să încerci să înțelegi toată chestia asta religioasă pe care ei o au. Așa și voiam să întreb dacă a fost un loc în care a trebuit să te adaptezi tu la cultura lor. Da, da. Adică atunci când mergi în locurile astea, da, trebuie să te adaptezi. Inclusiv în timp ce cânti? Da, inclusiv, da, poate, nu trebuie să te îmbraci neapărat așa, dar poate repertoriul trebuie ales cu atenție sau unele mesaje nu sunt potrivite. Ai cântat și la nuntă în India, nu? Am avut și nunți în India și da. Extraordinare momente. Tot așa ca la noi, frumoase? Dar nunțile în România să știi că sunt frumoase. Dar chiar sunt frumoase, proiectul meu, The Wedding Crashers, a avut până acum, aș putea spune, sute de nunți în România și nunțile în România sunt chiar frumoase. Adică oamenii încă își păstrează tradiția, își conturează o petrecere superbă pentru... Mai ales acolo unde sunteți născuți voi, pot să zic eu, scuze că te-am întrerupt, am avut cele mai sunt momente când mergem împreună la evenimente, le prezentăm și eu de fiecare dată accept cu mare drag când e vorba să fie nuntă pe lângă Baia Mare, la Oradea, dar știi de ce? Pentru că îmi place meniul foarte mult. Îți place că se dă supă la nuntă, ciorbă. Exact, ai ghicit, da, îmi place foarte mult supa aceea acum, o numiți voi supa cu... Supă de, da, așa. Pui, ceva și, cu tăiței. Și mai îmi place ceva, trebuie să zic, că e nuntă de zi și nu stai până noaptea târziu, da. Și oamenii... Am avut o nuntă în care erau foarte mulți preoți și chiar m-au surprins așa cu energie absolut deosebită și oamenii chiar s-au distrat. Se mai distrează. Am avut acum câteva luni o nuntă superbă în India. Ei au o zonă se numește Udaipur. Acolo sunt toate City of Lakes. Acolo sunt foarte multe nunți cu tradiție. Oamenii din India se duc acolo să-și facă nunțile. Și am fost la o familie foarte înstărită care au închiriat un hotel superb pe o insulă, iar nunta a fost ca în povești. Cu rochile lor, cu mirele îmbrăcate. În primul rând, ei au avut nuntă 3 zile. Prima zi, ziua modernă, în care au fost la papion, așa, după care a fost ziua tradițională în care toți erau îmbrăcați tradițional și atunci ne-am îmbrăcat și noi tradițional. Am pus chiar poze pe Instagram. Toată trupa. Tot, da, am fost îmbrăcați indian, în costum tradițional. Ai zis că ai cântat la peste 100 de nunți în România cu proiectul ăsta, cu Wedding Crashers. Da. Care-i piesa de la Accent? Că bănuiesc că majoritatea playlistului e de la Accent, chiar dacă aveți și cover-uri. Care-i piesa care rupe nunțile din tot repertoriul tău? Proiectul nostru e conturat astfel încât să atingă de la ABBA până la Dua Lipa. Și trecem și pe la Accent. Sunt câteva puncte de vârf, le zic eu, și punctele de vârf sunt așa. Noi simțim la fel. Dragoste de închiriat. Buchet de trandafiri. N-am bani de bilet. Astea sunt momentele în care... Și dintre astea, care-i cea mai... E greu să zic care dintre ele. Cred că la bătaie Dragoste de închiriat cu buchet de trandafiri și cu n-am bani de bilet. Nu-mi dau seama. Nu, mi-e greu să zic, nu știu. Diplomat. Acum înțeleg de ce a reușit să facă... Da. Nu, da, poate e Dragoste de închiriat, poate. Poate nu. Poate nu. Dar piesa ta preferată compusă de Adi? Of. Culmea, nu e o poveste de asta în care tu te-ai îndrăgostit de muzica lui și nu. Aveai postere cu el pe pereți? Nu prea știam muzica mea. Nici nu știam cine e. Poate el avea postere cu tine, că tu ai fost... Se difuza melodia cu My Passion, era chiar în top. Oh, da, mi-a plăcut. Și am zis, știi că asta e melodia mea. Oh, da? Adică e melodia ta? Să putea mai bine. Dar eu aud că e o fată aici. Da, e... Ai complicat cu muzica, cu asta. Da. Da, mi-e greu să spun care e melodia mea preferată. Poate tu m-ai dat gata, cred. Unde apar și tu videoclip, nu? Apar și eu în videoclip și... îmi plac astea internaționale, care au avut, să zicem așa, un răsunet internațional. Ajută-mă tu că nu știu. That's My Name, îți zic eu. Da. Stai cum e. Îi plac asta mai pe balans așa, Camelia, Amor Gitana. Un pic mai balcanic vibe. Am înțeles. Da. Oricum, o piesă în afară de asta, tu m-ai dat gata, o piesă pe care ai ascultat-o tu prima oară, care ți-a compus-o ție? În general, să știi că Adrian face primele audiții cu noi în casă, cu mine în mașină, de fapt, și eu sunt un critic foarte dur și obiectiv. Îmi place să-i cer părerea și să le cer și copiilor părerea. De regulă îi întreb. Sau de regulă pun un demo în mașină și atunci las să văd reacția lor. Mi-aduc aminte când am compus, le-am spus și fetelor. Mergeam la mare și am luat piesa demo din studio. Am intrat cu toții în mașină și mergeam spre mare pe autostradă și am pus piesa în mașină. Deci nu vrei să știi reacția lor la ceva care nu înțelegeau ce e. Da, nici nu știu dacă avem versuri. Da, au zis și Anca mi-a zis, mamă, piesa asta e deosebită. Adică am simțit că... Dar în general trebuie să recunosc că nu îmi plac chiar toate, dar le nimeresc atunci când îmi dă ceva să ascult, știu care va fi o piesă bună, pentru că tu faci doar piese bune. Nu fac piese bune, fac... Și cea mai de succes piesă la nivel mondial și ce ți-a adus ea, în afară de concert? Adică cum poți, nu știu, măsura succesul unui hit mondial? Cred că cel mai mare cântec al meu este That's My Name. Adică, conform statisticilor, întinderii... Ce înseamnă asta? Ce înseamnă cel mai mare? Câte adică vorbim de streaming, teritorii, difuzări și așa mai departe. Pot să-ți spun că muzica pe care am... Nu știu exact That's My Name acum câte streamings are, dar pot să zic că muzica pe care eu am compus-o și am fost autor sau coautor sau implicat, cred că a depășit 3 miliarde de streams. Și acum, la nivel mondial, ce piesă se ascultă cel mai mult de la Accent? Sau de la tine? Cred că Kylie are un trend ascendent. Kylie fiind versiunea în engleză a piesei Dragoste de închiriat. Da. Dar e ciudat că muzica revine. Hai să spun ceva. Muzica revine. Kylie a fost primul succes internațional, 2005-2006. Fără să fie mare succes în România. Dragoste de închiriat a fost mare succes în România. Dar nu cel mai mare succes. N-a fost cel mai mare, dar a fost mare succes. Da. A fost locul 2. La vremea respectivă, în top 100, locul 2, pentru că pe locul 1 era DJ Project Privirea Ta. Și nu putea să urce mai sus de Privirea Ta. Ce-ți plăcea mai mult? Privirea Ta de la DJ Privirea Project? Ta, nu vă cunoșteați atunci. Sau Dragoste? Păi, sincer vorbind, cred că nu ascultam muzică românească deloc, din păcate, decât de aia foarte veche. Da? Da. Angela Simila. Vreau să zic ceva apropo de Kylie. Kylie a fost o piesă care a fost super populară în multe țări din Europa. Astăzi eu am concerte în Olanda, am festivaluri în Finlanda, în Scandinavia, am Polonia, țări care acum 20 de ani au avut cântecul ăsta. Adică valul ăsta de nostalgie revine și la ei. Exact, da. Mamă. Mi se pare incredibil. Faptul că în mai o să am un concert în Olanda după atâția ani, nu vrei să știi ce bucurie îmi dă mie. Sau că o să am un festival în Helsinki. Deci e extraordinar. Și în termen de, nu știu, Acum nu o să te întreb câți bani ai încasat din drepturile de autor, muzica difuzată în lume. Cum ai putea să traduci succesul unei piese la nivel mondial versus o piesă, un hit românesc? Vrei să știi în termen de finanțe cât poate să genereze? Cât poți tu să spui? Dacă ai un hit mondial, poți să încasezi milioane. Sunt diferențe, păi clar. Da, nu vorbim la condițional optativ aici. Tu ai avut un hit mondial. Vrei să știi dacă am făcut milioane? Da. Mihai, eu am mulți copii. Măcar unul de fiecare? Lucrăm la asta. Din drepturi de autor. Am investit în ei foarte mult și continuu să investesc în ei foarte mult. Bine, acum am fost un pic Cătălin Măruț aici. Recunosc, te-am prins, dar doar cu prietenii îmi permit să fac asta și doar pentru că mi-e prieten Cătălin Măruț, îmi permit să fiu ca el uneori. Acum mă întorc la a fi... Da, apropo că și după aia treci mai departe. Aș vrea să îți mulțumesc în numele industriei muzicale românești pentru susținerea pe care voi o faceți pentru industria asta. E foarte important să înțelegem cu toții, și voi ați înțeles asta, că atunci când susținem industria muzicală din România și când o piesă din România iese în piața internațională, nu face decât să ajute industria de aici să fie mai puternică, mai stabilă, zona de creație să investească mai mult și așa mai departe. Uite, și în podcastul ăsta promovez piesa asta pe care încă nu ai lansat-o. Sper să o lansez până apare podcastul. I-am oferit florile astea pe roze ca să promovez Amețită de roze, piesa pe care am dat-o. Foarte tare piesa. La radio, deși ea nu există nicăieri pe platforme. Acum cred că ai încărcat-o pe TikTok sau pe ceva. Am pus-o pe TikTok pentru că am văzut că a făcut foarte mult TikTok la voi pe canal. Bine. Și mulțumesc pentru asta. Stai că n-am terminat. Voi aveți... E 14 februarie. E 14 și 14 minute. Wow. Da. Wow. Da, ar trebui să intre tortul acum, că florile... Nu, n-avem tort. Pentru că am zis să ne mai întindem un pic la vorbă. Deci, revin la a fi Mihai Morar, revin la... Fain și simplu. La Fain și simplu. Și vreau să te întreb pe tine, Anca, cum treci peste certuri? Cu eleganță. Și grație. În general, în viață, cu foarte multă eleganță și cu foarte multă înțelepciune, și am învățat de-a lungul timpului și datorită lui Adi să nu mă mai leg de detalii și de nimicuri. Și cred că atunci când învățăm să facem pace cu noi și cu ceilalți, e în primul rând cel mai mare câștig pentru noi ca oameni, pentru echilibrul nostru. Și înainte aveam așa o mică predispoziție să găsesc motive de ceartă, nemulțumiri și în primul rând cred că m-am maturizat foarte mult. Cred că am început să mă iubesc mai mult și să mă accept așa cum sunt eu cu mine. Și atunci nu mai caut tot felul de motive să-mi inventez sau să am nemulțumiri de astea stupide, pentru că n-are rost, adică nu le văd. De ce zâmbește așa, domnule? Asta e varianta frumoasă. Păi, zi tu care e varianta. Varianta aia scurtă e așa, nu mai răspunde la mesaje sau la telefon. Pot să spun și asta, dar nu știu dacă e corect să le dau un sfat celor care mă ascultă. Adică pun o barieră în a comunica cu el. M-a enervat, cea mai simplă pedeapsă este să nu-i mai răspund la telefon sau la mesaje. Poate fi o oră, poate fi 2, poate fi 9, poate fi 2 zile... Adică ce e mai, să zicem așa, mai simplu, că suntem la Fain și simplu, decât să ne aruncăm vorbe în vânt, mai bine să nu ne auzim deloc. Ne liniștim, ne gândim la ce am făcut, avem timp și aștept să vină de la el. Totdeauna vine de la el, că de-aia e bărbatul. Evident, adică nu, deci nu să-l caut eu pe... Dar ți-am zis că suntem familia tradițională. Încă eu cred în acest format de stabilitate și de echilibru. Dar v-ați dus vreodată, nu știu, certați la vreun eveniment, la vreo emisiune, la vreo... Ne-am dus? Nu mai știu. Ne-am dus și el mă împacă tot timpul. Vrei să spun și cum? Mă ciupește de peste tot când am interviuri. Și mă enervează și mă face să râd. Dar nu, se întâmplă foarte rar, oricum ne împăcăm destul de repede. Și asta tot datorită lui Adi. E răbdător Adi? E răbdarea o virtute? Eu sunt răbdătoare, El este foarte vulcanic așa și se enervează repede și îi trece la fel de repede și aproape că nici nu mi-aduc aminte de ce ne-am certat. Oricum ne certăm din lucruri stupide de cele mai multe ori. Dai din cap, nu? Mă gândeam așa, mi-au venit tot felul de episoade și... Da, spune-le. Și pot să le povesteam. Adică nu avem nimic de spus. Nu intrăm așa în detalii, nu. Ideea e că... Am zis neadevărat? Nu, cred că ai zis ok. Nu, cred că de-a lungul timpului au fost momente în care cumva au existat situații și poate ele mai există uneori. Am fost chiar și am spus asta și Ancăi. Uite, eu sunt dispus să mergem la un consilier, spre exemplu. Că poate... El tot spune, dar noi nu mergem. Poate cumva... e clar că... Da, chiar. E clar că pot fi greșit la un moment dat. Eu sunt de acord să mergem să vorbim cu cineva care e imparțial și poate Mihai, cumva ne am senzația deblochează. Că nu mă înțelege, domnule, dar e normal să nu mă înțeleagă. Cumva și eu am aceeași senzație. Și crezi că o să spună consilierul ce e greșit și ce nu? Nu, sunt convinsă că nu, sub nicio formă, că eu de-aia refuz. Să plecați de acolo, mai, ceea ce poate e bine și cu mai multe întrebări. Da. Eu cred că noi oamenii putem fi blocați la un moment dat pe niște lucruri. Da, și categoric. În același timp cred că pot fi exista niște oameni, specialiști, care îți pot debloca lucrurile. Adică nu văd nimic rău în treaba asta. Și asta doar pentru, știi cum, a salva ceva frumos, o căsnicie, o familie și așa mai departe. Dar ce, s-a pus cazul de salvat la voi? Nu. Categoric nu, dar nici nu vrem să ajungem acolo. Dar lucrăm, să știi, mult în sensul ăsta, adică chiar lucrăm. Ceea ce le recomandăm și celor care ne privesc acum să nu renunțe așa de ușor. Știi cum e, dacă mergi la terapie de cuplu, e foarte bine să îți cunoști, nu știu dacă îți va rezolva problemele, însă riscul când mergi este că rezolvi o problemă și dai de încă 10. Apare alta, nu? Da. Ca și când chemi un meșter în casă. Și atunci... E alegerea ta. Vrei să deschizi, să faci renovare totală sau repari singur? Dar, Anca, e un pic mai mult pe feeling, pe sentiment, pe emoție. Da, și spuneam că suntem foarte diferiți. E complicat să faci... Să-i citești gândurile Ancai. Nu neapărat, că le-am citit. Ești sigur? E complicat, Mihai, să nu fii pragmatic în a face management cu o familie atât de mare. Doamne Dumnezeu. Da, e foarte bine că e așa, e în energia feminină și cred că de asta te-ai și îndrăgostit și ești îndrăgostit de ea pentru că ai vrut o femeie lângă tine. Absolut. În asta mi-am dorit. Plenitudinea energiei sale feminine și n-ai ce să zici. Poți să zici orice despre Anca, dar nu că, că nu este femeie. Nu. Cu F mare. Mulțumesc. Calitățile ei sunt extraordinare și e o femeie frumoasă, e cea mai frumoasă femeie din România, clar. E cea mai bună mamă, clar. Lucrurile astea. Tu ai fost Miss România, nu? Am fost, da. Și Elite Model Look și First Runner Up. Dar nu contează, adică chiar, Doamne, ferește, nu e. Vorbim de medalii, nici măcar Mr. Baia Mare, adică... Eu n-am fost Mr. Dar el este Misterul inimii mele, așa că nu trebuie să fie Mr. Baia Mare. Misterul, nu. Eu n-am fost Misterul clasei. Da. Mulțumesc, asta ai zis că sunt o mamă bună, dar mi-aș dori să o aud și din partea copiilor noștri. La bătrânețe, cred că asta ar fi cea mai mare mulțumire sufletească. Dar nu ți-a zis, nu știu, David? Care ba da, David, noi avem o conexiune specială cu David și David dă semne așa de o maturitate foarte profundă pentru vârsta lui și da, de multe ori îmi spune, chiar și astăzi de Valentine's Day, îmi spune Happy Valentine's Day, tu ești cea mai bună mamă din lume și ești Valentina noastră tuturor. Acum vreau să povestim un pic despre ce stil de parenting abordați, să nu râdeți. Nu, de ce? E foarte important. Dacă sunteți pe parentingul ăsta mai clasic sau pe parentingul ăsta jonglăm pozitiv. Hai. jonglăm cu el. Avem niște, să zicem așa, principii de la care, cel puțin eu în cazul meu, de la care nu mă bat sub nicio formă. Niște reguli, eu le spun de bun simț. Dar încercăm, la fel ca și tine, pentru că suntem oameni, mă rog, persoane, să zicem, puțin mai cunoscute. De-a lungul timpului au fost tot felul de, să zicem, momente așa în care ei s-au simțit cu o oarecare presiune asupra lor. Încercăm în primul rând să creștem niște copii normali, niște copii care să fie curajoși, să fie echilibrați, să fie asumați. Încercăm să ducem la biserică cât de des putem, eu mai ales și Adi la sărbători. Încercăm adică îmi doresc foarte mult să creștem cu liniște și cu echilibru și să vadă adică lucrăm foarte mult în sensul ăsta, să vadă în noi niște exemple și să aibă, nu știu, exemplu părinților care să iubesc. Și noi nu ne-am ascuns niciodată să ne pupăm, să ne îmbrățișăm, ei chiar râd. Așa, au momente când ne iau peste picior. Chiar și aseară s-a întâmplat să spună Moise că mama și cu tata să pupă ce sau cum ne-au zis, mă rog. Așa. Dar, nu, cred că parenting-ul cu blândețe, categoric. Adică, nici nu știu ce înseamnă să fii clasic și ce înseamnă să... Deci parenting-ul pozitiv așa. E parenting-ul ăsta de tip nou în care practic tu duci calmul, răbdarea... la niște cote care, nu știu, pentru părinții noștri, de exemplu, erau de neimaginat. Da, noi adică suntem din zona asta, în care copilul are o criză de furie, tu stai calm. Luăm și îl îmbrățișăm și îl pupăm. Calm și blând până trece. Nu e parenting-ul ăla pe care l-am avut. Eu așa am fost crescută. Da? Da. Nu mă certa mama decât o singură dată. Deci făcea parenting pozitiv dinainte de a exista parenting-ul pozitiv ca termen. Deci noi cu copiii facem asta, parenting-ul pozitiv clar. Dar, atenție, sunt tipul de copii care nu ne-au dat aproape niciodată motive să nu... Adică să ne ieșim din fire și cred că contează enorm. Adică nu... Real vorbind, nu am avut niciodată momente în care... nici cu David. Adică cred că pot să le număr la o mână de... Așa, când eram în perioada asta de adolescență, când mai trânta câte o ușă. Dar nu au fost copiii, din păcate, care să... ne facă probleme de și să știi că gen. Adică, dacă stai așa să te uiți la povestea lui, avea toate datele. Da, adică avea toate datele, da. Dar tot ce s-a întâmplat în copilărie, da, conștient, da. La adolescență, încerci să te răzbuni. Așa e. Da. A avut o luptă și încă o are mare, dar iată că și el a găsit un suflet pereche, a adoptat un cățel, e îndrăgostit, o iubește foarte mult. Să nu-mi zici că o să fii bunică. M-aș bucura să știi. Bunici, de ce doar eu? M-aș bucura. Mă rog, da. Prea recent nu, dar au intenții foarte, foarte serioase, să știi. Îi cunoaștem, am fost și în vacanțe împreună. 22 o să fac acum, în martie, peste câteva zile, da. E băiat mare și serios. Dar da, apropo de parenting, în general, știu că sună așa ca din cărți, dar copiii sunt oglinda părinților și ceea ce investim în ei, și aș recomanda să investim timp în primul rând, pe lângă afecțiune, cred că este cel mai mare dar pe care putem să-l facem copiilor noștri. Timpul, prezența noastră, exemplul nostru, cu cât suntem mai calmi și mai buni și mai normali până la urmă, cred că asta este cea mai mare bogăție. Eu mă gândesc mereu că ne mai vedem la școală, la Olga Gudin, la începutul sau finalul anului școlar, la sărbări, și mă gândesc cum e să te duci la 5 sărbări sau festivități de deschidere a anului școlar. Păi îți spun eu. Sau 6. Spre exemplu, acum că a trecut Crăciunul și au fost sărbările de Crăciun, la ora 9 sărbare Moise, la ora 10 sărbare Ava, la ora 12 sărbare... Da. Jonglăm cu ele, nu e... Ai lipsit de la vreo sărbare, Anca? Nu. Doamnă, nu. La Adi s-a mai întâmplat rar, din păcate, dar nu, eu n-am lipsit la nicio... Nu. Ați uitat un copil pe la vreo școală, pe la ceva? Nu. Să luați? Nu. Mihai, știu că pare greu, știi, dar pentru noi asta e normalitatea noastră. Adică e una dintre cele mai frecvente întrebări. Măi, dar cum te descurci? Gândește-te că eu dimineața totuși pornesc de acasă, eu singură de cele mai multe ori, 4-5 copii. Să-i îmbraci, să le dai așa ceva de ciugurit acolo, să-i pregătești, să-i duci, deși stăm în aceeași cartier, știi, drumuri, ți-ai uitat ghiozdanul, unde ție pieptă, nu, Ava vrea cu nu știu ce ser în păr, Sara vrea cu alt ser în păr, unde e la unde... Adică sunt niște eforturi, dar fiindcă sunt ale noastre și noi le, adică jonglăm cu ele și practic e un exercițiu permanent de care nu ne plictisim și pe care încercăm de cele mai multe ori să-l îmbunătățim. Nu zic să-l perfecționăm, dar să-l îmbunătățim. Mă gândesc numai să ai 6 povești în cap în fiecare zi, da? Și trebuie să te ocupi de fiecare, că parenting-ul nu se face din 2 în 2 zile sau dacă vrei să-l faci. Plus joburile tale, evenimente. Da. Cât dormi în medie pe noapte? Păi pot să spun că până la 40 de ani am dormit între 3 și 4 ore. La 40 de ani s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu știu dacă tu ți-amintești, am avut o problemă gravă medicală. Am făcut transfuzie de sânge, mă rog, nu intrăm în detalii și a fost o lecție, o a doua lecție destul de grea pentru mine. Mi-am dat seama că trebuie să devină o prioritate. Dar acolo a cedat corpul, efectiv, nu? Da, a cedat corpul, da. Da, am leșinat. Am căzut pe stradă, da, aproape m-am pierdut. Erai în țară? Nu, eram la... Eram împreună, când s-a întâmplat prima dată, eram împreună în Bulgaria, am avut o întâlnire. Și, mă rog, mi-a zis că nu se simte bine. Am fost cu mașina în Bulgaria, la Varna, am ajuns la întâlnire, ne-am întâlnit cu domnii respectivi. Mi-a zis că nu se simte bine, o vedeam că nu e ok. Și am zis, ok, hai să mergem să mâncăm ceva, că poate era și nemâncată. Da, pe fond de nemâncare. Și am ajuns la un restaurant pe malul mării. Ea a intrat în restaurant, eu căutam un loc de parcare... Și când am ajuns în restaurant... Da, cred că au fost cele mai grele secunde din viața mea. Era leșinată pe un scaun aproape. Adică nu mai erai conștientă. Nu, conștientă. Eram semi-conștientă, dar... Am sunat la salvare... A venit salvarea în Bulgaria. Am ajuns la spital, era și perioada de pandemie. Engleză, a fost foarte complicat. A fost super complicat. Da. M-am speriat. Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că atunci când o să plecăm, o să fim noi cu noi și cu nimeni altcineva. Și de aici înțelegeți voi. Da. Nu mai contează nimic în momentul ăla, din păcate. Și atunci prima grijă de pe lumea asta ar trebui să fie pentru tine. Da. Poate suna egoist cumva. Dar în momentul când începem să realizăm și să conștientizăm chestia asta, deja lucrurile devin mai simple. Dar tu ce aveai? Care era diagnosticul? Nu mai aveam niciun fel de depozit de feritină, nu mai aveam fier deloc. Nu mi se mai oxigena creierul, nu mi se mai... nu ajungea sângele la inimă. No. Da. Aveam feritină 0 și hemoglobină 4,6. Oricum, ei m-au suspectat de altceva... mă rog, de niște boli grave. Și ai trăit niște zile până să știi diagnosticul? 2 ani. Adică să zic așa că am devenit un om normal. Cam 2 ani mi-a luat să pot să spui ceva, Adi, și după ce vreau să zic că, apropo de episodul ăsta cu Bulgaria, că m-am speriat că nu știam exact ce se întâmplă. Era greu să comunicăm cu spitalul din Bulgaria, mă rog. Într-un final am ajuns la hotel, am decis să rămânem peste noapte, am văzut că se simte mai bine și a doua zi am zis să ne întoarcem la București. Pe drum spre București a început să aibă aceleași simptome. Și mai aveam 2 ore jumate până în București. Deci au fost cele mai cumplite momente pentru că a trebuit să merg cu viteză ca să ajung la spital, undeva în București de preferabil, nu undeva pe drum. Și, deci a fost super, super complicat momentul ăla. Am intrat în București, am trecut toate adică a fost un moment și am ajuns, a intrat direct... Da, m-am preluat, mă rog, m-am preluat în spital. În perfuzii, în... Da. Și după 2 ani în care i-ai dat de cap... Da. Au fost niște eforturi foarte mari din toate punctele de vedere. Să încep să mănânc corect, să încep să accept ideea că trebuie să pun un pic stop și să mă reorganizez, că trebuie să mă forțez să dorm măcar 6 ore. Acum? Păi, datorită lui Adi, care mă forțează să dorm, în jur de... Deci dacă nu zic, băi, fii atent, trebuie să ne culcăm. Da, adică eu turez motoarele la masă. Ia, îți zic eu. Nu obosesc niciodată, practic. Ea... Aseară la masă ce mi-ai spus? Pe la 11? Știi ce deci foarte Anca, simpatic Anca, cu replicile. Pe bună, Anca învie la ora 11. Exact, așa aici. E copil mic. Da, îmi zice, băi, dar nu înțeleg de unde ai atâta energie. Pe bună, eu nu mai am energie la ora aia, adică sunt pe low power. Da, da, da. Pentru că în inconștientul ei e undeva o informație care îi spune ora 11, ora la care am culcat copiii și trebuie să mă văd cu iubitul meu Adi. Exact. Asta s-a întâmplat, să știi. Aseară am avut întâlnire. Ce fel de întâlnire? Și tu acum. Am ieșit la un meeting. La un date. La un date, da. Drăguț. Da. Deci al 7-lea deci când îl trec 2024. Eu trebuie să-i spun și copilului Anca, fii atent, e ora de culcare, da, mama, da, da, trebuie să ne punem la somn acum. A, da? Îmi ia telefonul, haide, culcă-te, te rog, și eu mereu mai implor 5 minute, mai lasă-mă 5 minute, hai, culcă-te, culcă-te. Deci acum dorm. Deci după ce am pus la somn copiii, da. Iar te victimizezi. Trebuie să vină și mama cu... Da, și ca să-ți răspund frumos la întrebare, adorm pe la între 12 și 1, cam 6 ore așa. Dorm. Și corpul resimte asta? Nu, 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 nu. Adică nu, în sens pozitiv. Pozitiv, da, adică... clar, clar. Păi, dar dacă dormeam 2-3 ore, am avut perioade când mă trezeam din oră în oră să fac câte ceva, de exemplu. Să faci câte ce? Ce poți face noaptea? Dar ce nu poți să faci noaptea? Poți să faci tot ce poți pe timpul zilei, mai puțin să mergi la shopping că e tot închis. Adică să faci cumpărături, nu știu. Găteam, scriam, făceam baie. Și te culcai la loc? Dacă mi era somn, mă culcam, dacă nu, nu. O, Doamne! Dădeam mail-uri, nu știu, făceam. Hai că nici tu nu ești departe de mine. Ai avut o perioadă de asta când ne întâlneam. Păi nu, și la ce oră te-ai culcat, Mihai? Și la ce oră te-ai trezit? Și câte ore ai dormit? 2, 3, ți-amintești? Când îți spuneam, uite, te rog, dorm. Noapte m-am trezit, de exemplu, dar m-am trezit și n-am mai putut să adorm când venise o idee de pentru un podcast, dar nu cu invitați. Și efectiv nu mai îmi dădea pace. Și am stat, am zis, hai că stau 10 minute și am stat aproape 2 ore. M-am culcat la loc. Se întâmplă. Și am venit la... Da, asta mi se întâmplă odată la luni de zile. Da. Ideea e că eu nu resimțeam oboseala, știi, în momentele Adică alea. Tu erai genul de om care nu obosea niciodată. Da, aproape da. Și când oboseam, aveam niște butoane pe care mi le apăsam, mi le accesam și de oameni ăștia aminteam mie. Da? Da, sunt oameni care nu obosesc niciodată. Și n-au nevoie de pauză. La 40 de ani. Și da, vine o zi în care... Obosești de tot. Obosești de tot. Da. Mamă. Și dincolo de asta, echilibrarea ta, dincolo de somn, în ce a constat? În ce constă? Păi am învățat să nu mai fiu înverșunată deloc, nimic, în tot ceea ce fac. De aici și diferența între mine și Adi, că Adi este, nu știu dacă, mai pragmatic, mai perfecționist, mai punctual în tot ceea ce face. Eu cumva am învățat să le organizez așa din mers. Am învățat, am fost nevoită să învăț. Să fiu puțin mai egoistă, să fiu mai blândă cu mine, să accept mai multe lucruri în jurul meu. Încă mai am asta, mai lucrez la asta, în a învăța a spune nu și a spune stop. Și cam atât, cred. Ce nu mai mănânci? Sau... Păi nu, am început să mănânc. Am început să mănânc, mă rog, alimente de origine animală, carne. Nu mănânc nici acum zahăr, nu mănânc prostii, deci tu nu mâncai ca înainte carne? Păi nu mâncam aproape nimic, mai simplu spus. Mâncam multe fructe, lămâie cu apă, nu știu ce mâncam, salate. Și lucruri cu energie. Cu dragoste. Și nu solară. Și solară uneori. O, Doamne! Da! Îți dai seama ce pot face 6 copii, 7? Dragostea, ți-am spus la începutul interviului, are resurse nelimitate. Doar să vrem să fim deschiși și să o primim în viața noastră și să o acceptăm. Dragostea. Poți să-ți mai pun o întrebare, Anca? Ce știe Adi să facă cel mai bine? Să mă iubesc. Deci tot dragoste. Da. Adi, ce știe Anca să facă cel mai bine? Să fie mamă. Frumos. Mulțumesc. Superb. o piesă de dragoste, sau care e piesa voastră de dragoste, dar să nu fie compusă de Adi? 2-3 și James Morrison, I Won't Let You Go. Asta este piesa pe care am ascultat-o tu, în momentul în care am ieșit de la maternitate, din subsolul sanadorului. Eram în mașină, ieșeam cu Noah de la spital, se născuse și la radio a început James Morrison. Și am zis, asta e piesa noastră. Da. Nu aveați până atunci. Nu aveam. Nu. Și am zis, uite, asta e o piesă superbă. Da, e o piesă. Bine, asta e piesa noastră. E și piesa pe care am dansat la nuntă. Cel mai frumos cadou pe care l-ați făcut recent? Și nu cel material, bănuiesc că te referi, nu? Ba da, de ce nu? Mi-e greu, nu știu. Eu nu mi-am amintesc ce am primit, dar pot să spun ce a primit Anca. Păi poate și aduce ea aminte. Să o lăsăm. Da, Adi îmi face de regulă cei mai frumoși pantofi cadou. Adică știe exact ce îmi place și îmi face contribuie la colecția mea de pantofi. Ai venit cu ei? Nu, n-am venit cu ei, nu. Oricum la podcast nu se vede. Nu. Sunt în portbagaje, am păstrat pentru hotel. Pentru unde? Pentru hotel. Vreau să îmbracem pantofi la hotel. La ce hotel? Păi suntem în București. Păi și ce dacă noi mai plecăm la hotel în București din când în când? Așa, și astăzi poate vă rețin, nu? Nu, că am venit bucuroși la tine. Nu ne rețin niciodată. Deci în noaptea asta dormiți la hotel? Da. Mergem destul de des. Mai plecăm de acasă, mai fugim de acasă la hotel. Am înțeles. Aveți și discounturi bune? Să știi că da, uneori avem discounturi bune. Mic dejun? Da. Cu mic dejun inclus? Dar niciodată nu apucăm. Adică noi suntem genul aceea de oameni care nu mănâncă dimineața. Da. La micul dejun. Păcat. Am înțeles. Care este style icon-ul fiecăruia? La mine e pe clasic, clar. Orice e pe clasic. Nici nu știu ce să zic. Dacă m-ai întrebat, o femeie așa, care îți vine... Audrey Hepburn. Eram sigur. Sunt foarte mulți... multe personalități, actori, celebri pe care îi admir așa sau le admir stilul. Cred că îmi place Tom Ford. Îmi place stilul lui. Următoarea petrecere a zilei tale de naștere ai vrea să te prindă unde? Anca. La soare, clar. Și fără costum de baie. Doar cu undeva aia, unde ajunge trenul. Da. Dar e o vacanță pe care mi-o doresc să o am și i-am și spus curând lui, adică de recent i-am spus, adică mi-aș dori să fiu undeva doar noi doi, pe o plajă și să stăm pur și simplu așa. Fără costum de baie. Fără nimic. Asta nu e posibil cu trenul nicăieri. Exact. Știu. Asta i-am spus și eu. Mi-a spus asta. Pentru că oriunde merge în Europa, găsești soare, găsești plajă, dar găsești foarte mulți români. Da, n-avem ce să facem deocamdată. Rămâne acolo ascunsă dorința. Poate se inventează un tren sub ocean. Ce nu lipsește niciodată din frigiderul vostru? Legumele. Fructe de pădure. Da, fructele roșii și brânza. Sucuri de portocale. Un roze. Avem rozea acasă, dar noi nu. Uite, spre exemplu, nici Anca și nici eu nu bem roze. Nu? Nu. Bine. Pentru că mergeți la hotel astăzi ca să nu consumați de la minibar. Vreau să vă dau mai târziu. Bă, e unul dintre cele mai bune vinuri pe care poți să le bei în viața asta. Știm. Și una dintre cele mai frumoase femei pe care poți să le cunoști în viața asta și doar unii au avut șansa asta. Mulțumim. Academia Purcari se numește, de la Chateau Purcari. Un vin ținut în amforele astea de lut până... Și un vin roșu sau roze, că nu înțeleg. Nu, e roșu. E roșu. Păi nu ne jucăm. La vinuri roșii Purcari e foarte bine. E foarte bun. Și pentru că acolo în zona aia, în dealurile castelului Purcari, acolo este și solul, și soarele. Exact. Și... Super. Tot ceea ce trebuie și mâna omului, tot ceea ce trebuie ca să iasă cel mai bun vin. Așa că ăsta e chiar un vin de băut în doi. Mulțumim! O să ne bucurăm de el. Mă bazez pe tine. Da, uite. Amețită de roze, dar îndrăgostită de roșu. Clar. Nu întâmplător așa și venit. Da, să știi că este prima oară când port, după foarte, foarte mulți ani, culoarea roșie. Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit în viața asta și de la cine, Anca? De la mama mea, să-mi păstrez întotdeauna modestia. E un lucru pe care mi-l spunea în mod constant în copilărie. Tu, Adi? Cred că cel mai important sfat a fost de la părinții mei, care mi-au spus tot timpul că în viață trebuie să fim corecți și să nu avem tendința de a nu spune adevărul sau de a minți sau de a ascunde. Sau un obiect de care nu te desparți niciodată? Am învățat să nu mai fiu legată de obiecte. Nu ești cu obiectele. Telefonul. Nu. Telefonul, dar trebuie mereu, social media. Da. Sau petreci, mai știu că acum câțiva ani erai fiartă pe social media. Ai mai redus din... Nu. În sensul că aveai foarte multă activitate, evenimente, o grămadă. Nu. N-ai redus, nu? Nu. Dar e ce mă ține vie. A crescut-o. Adică, da, nu. Care e cel mai bun lucru pe care ți l-a adus ție social media? Pentru că, ok, relația cu social media poate să fie toxică, dar pe de altă parte... Atâta timp cât o lăsăm noi să fie toxică. Simplu, răspunsul meu e unul foarte simplu. Oamenii din viața mea pe care îi cunosc, în general am parte de o comunitate foarte, foarte bună de la care am foarte mult de învățat. Și în momentele în care sunt jos, mi se întâmplă și mie emoțional sau să fiu obosită sau să n-am o zi foarte bună, atunci vine un om care îmi scrie un mesaj și e o gură de aer pentru mine. Și simt că e un mesaj cât se poate de sincer. Da, toată munca asta de a crea mereu conținut nu te obosește, nu te-ai săturat, nu? Nu, chiar nu. Nu, pentru că mă simt, adică, super recunoscătoare și foarte norocoasă că pot să fac asta, chiar și acum după atâția ani. Adică e un, nu știu dacă o modalitate simplă, că nu e simplu ce facem noi, dar sunt înconjurată de oameni faini, am o echipă foarte faină, o salut pe Iuliana care se uită acum și care face echipă cu mine de foarte, foarte mulți ani și e un artist desăvârșit și cu energie atât de bună. Și campaniile cele mai importante și materialele cele mai importante le fac și le gândim și le construim împreună. A venit Cristina, la fel, o moldoveancă tânără cu super energie, e super, super smart, are 19 ani, 20 de ani. Și am sursele mele de acasă, mai nou și copiii mă influențează foarte mult, generația TikTok, așa, deși ei nu sunt pasionați. Și încerc și eu să țin pasul cu ei și cu, da, cu ce se întâmplă. Nu mă obosește. Sincer, nu mă simt obosită, adică mă simt extrem, extrem de norocoasă. Și încerc ca de fiecare dată să iau punctele bune. Adică, uite, nu m-am dus spre TikTok, deși cifrele cresc mult mai repede acolo. TikTok-ul după tine. Da. Nu mai cresc cum crește odată. Da, TikTok. Dar nu m-am lăsat dusă de val. Am rămas constantă. Un obiect de care nu te desparți tu, Adi? Îl poartă. Cred că peste tot e inelul. Dar are o poveste inelul asta? Are o poveste că e cadou de la soția mea. Și... Dar e și o cameră de filmare acolo? Nu. Sigur? Nu, 100%. Adică cred. Așa pare. Și e un inel foarte vechi, care are 100 și ceva de ani. E foarte frumos. Și cred că e chiar obiectul care e la mine tot timpul. Dar poți să-mi arăți în aparatul tău, că știu că nu te desparți nici de aparatul foto, ai o pasiune extraordinară pentru fotografie și să vă uitați pe conturile de socializare ale lui Adi, că mai postează. Sunt atras de fotografie foarte tare. Am fost dintotdeauna atras de fotografie. Nu am timp atât de mult să mă ocup de pasiunea asta mea. Dar vreau să-mi arăți cea mai frumoasă poză pe care ai făcut-o soției tale. Cea mai frumoasă poză? Da, wow. În aparatul foto. În aparatul ăsta? Trebuie să arăți și aparatul, n-ai cum să... Nu știu dacă le are. Ăsta nu, că pe ăla vechi mi l-a dat mie. Asta e o Leica Q3. Îmi place foarte mult camera asta. E o cameră superbă. Randările de culoare sunt deosebite. Acum face poze, Adi. Deși îmi place fotografia alb-negru. Te rog, ține, declanșează mai aproape de microfon să se audă sunetul ăsta, că este extraordinar. Ia. Superb. Acolo cred că e. O să faci o fotografie soției tale și o publicăm. Vrei să fie fotografia de copertă a acestui podcast? Deci hai să spun, mie îmi place să-i fac poze foarte des. Atât de des încât ea zice, dar mai lasă-mă, domnule, în pace. Da, ne faci o poză. Toți visează Nu până toți. Toate creatoarele de conținut visează să aibă un Insta hobby. Da? Da, adică îi chinuie pe băieți. Eu nu. Tu nu visezi asta, nu? Nu. Adică tu te... Sunt atipică. Nu, chiar îi spun de multe ori. Uite, spre exemplu, am făcut niște poze superbe la munte. Așa. În și Austria. La mare, ăla din valuri, și nu le-a postat pentru că... Tale. Este superb aparatul ăsta foto. Ca să vă fac și așa una. Dacă am încadrat foarte bine. Mulțumim. Vă prindeți voi. O să arătăm pozele după. Da, exact când apare podcastul. Foarte fain. Și foarte fain că fiecare dintre voi ați venit în București ăsta și ați cucerit Bucureștiul. Vreau să povestiți pe final primele voastre zile în București. După ce ai venit din Tecuci, după ce ai venit din Baia Mare. Vrei să încep eu? Da. Cine a venit primul? Păi Adi a venit categoric primul. Pentru mine București a fost o mare dezamăgire și scurt, nu vreau să intru în detalii. Am ajuns în 97 prima dată cu gândul să continui facultatea, să încep facultatea de istorie și după 6 luni m-am întors acasă. Am renunțat, nu mi-a plăcut, nu m-am obișnuit. Și te-ai întors? M-am întors în Baia Mare, da, am mai stat un an în Baia Mare și după asta mi-am dat seama că de fapt ar trebui să mă întorc în București, să reiau procesul. Îmi doream foarte mult să-mi găsesc un loc la un radio, nu am găsit un radio care să mă accepte, îmi doream foarte mult să-mi găsesc un loc într-un studio să pot să lucrez. Adică toate lucrurile astea puteam să le fac și în Baia Mare, dar am fost atras de București. Bucureștiul n-a fost ușor pentru mine. Am venit în București, m-am angajat ca și agent imobiliar pentru că nu mi-am găsit loc la radio. A, da? Am fost agent imobiliar în Militar, lipeam pe scări și pe blocuri, cumpăr apartament în această zonă. Ce tare. Deci astăzi puteai să fii Șerban Trâmâițașul, să vinzi. Da. Și asta au fost momentele. Tot timpul am așteptat un loc la un radio, un loc într-un studio și am renunțat. Și a venit la un moment dat. Da, au venit. Au venit și, cum să zic, au venit cu bucurie și am fost implicat în tot procesul ăsta și în toate... Dar ce a schimbat destinul tău? Ce întâlnire, ce moment, ce an? Erai DJ la radio și... Eram DJ la radio, am decis că proiectul Accent va avea 4 băieți. Proiectul Accent exista înainte cu Ramona. Ramona, da. Eu și Ramona și am decis că, pentru că succesul nu a apărut cu albumul respectiv și atunci am schimbat și am făcut Accent cu 4 băieți. Momentul important în toată conjunctura asta a fost când... întâmplător am ascultat un CD demo de la Marius Moga. Eu ascultam demo-urile de la Roton și printre demo-uri era o piesă care îmi plăcea, se numește Tot Aștept. Eu tot aștept. Și era scrisă de Marius Moga și Sebastian Barac, 2.com se numea. Și mie îmi plăcea piesa. Și am zis lui Cătălin Morar de la Tău, uite, mie îmi place piesa asta. Păi sună pe băieți să vină să semnăm contract. Și l-am sunat pe Marius Moga, am zis, bună ziua, Marius Moga, da, asta Adrian Sână de la Roton. Uite, ne-ar face plăcere să avem o discuție. Și ei erau la Alba Iulia, au venit în București. Ne-am întâlnit, mă rog, ne-am cunoscut. Marius Moga era nemutat în... Era nemutat, era în Alba Iulia. A venit în București, ne-am cunoscut. Eu lucram la proiectul Accent. Mi-a plăcut talentul lui și vibe-ul pe care l-a avut. S-a mutat între timp în București, în studio. Am mers în studioul respectiv împreună. Și așa s-a întâmplat albumul N-am bani de bilet, mă rog, în culori, care a fost cel mai bine vândut album în 2002. Și practic așa s-a și mutat Marius Moga în București. A fost primul lui album. A fost primul lui succes ca și autor. A fost și primul meu succes mare. Practic s-au întâlnit 2 lumi. Dar mai ții minte, mă plimbam cu fetele cu mai știu câteva săptămâni prin centru vechi. Tu știi că s-a redeschis Gregorisul ăla la care am fost eu și cu tine și cu Moga cu o săptămână înainte să iasă albumul. Da. Eu eram proaspăt mutat în București atunci și a venit Adi și mi-a zis zice, bă, hai să-ți prezint un băiat, este genial, băiatul ăsta o să rupă muzica românească, ne-a făcut albumul, nici nu ascultasem nimic. Și atunci l-am cunoscut pe Marius Moga la, da, Gregoris, la care mâncam săptămânal, pentru că era aproape de studio și mergeam la Gregoris. Era ieftin. Era ieftin, era aproape de studio și așa mai departe. Și ăla a fost anul care a schimbat... 2000-2001, nu? 2001 am registrat albumul, l-am lansat în 2002. Da. Și am avut 160 de concerte în anul ăla. Wow. Da. Iar din cauza asta... Și acum Anca vrea să întrebe unde-s banii. Dar cât era... Adică atunci fiurile pentru artiști erau... Păi îți spun... Deci, odată cu lansarea albumului, ne-am stabilit prețul de piață. Prețul de piață era $500. Pentru că 300 era 800 sau ceva. Da, probabil. Deci noi eram Accent, costam $500, eram 4 în formație cu impresarul 5, deci practic revenea câte $100 de fiecare. Și din primii bani câștigați mi-am cumpărat mașină de spălat. Din primul concert? Din primele concerte, că nu cred că mi-ajungea un concert. Anca, primele tale săptămâni în București? Primele mele săptămâni au fost odată cu venirea la facultate. De la Tecuci. De la Tecuci, direct. Da. Dar prima mea venire și cea mai memorabilă a fost atunci când am câștigat Elite Model Look. Look of the Year, cum ar veni așa. Și a fost prima dată când am văzut capitala. La aproape prima și prima oară. Da, prima oară, da. Tecuciul nu-i departe. Da, dar nu, din păcate, na. Părinții mei nu au avut posibilitatea să ne prime foarte mult. Mergeam la mare și la munte de 2 ori pe an aveam vacanțe la acelea standard. Și am văzut pentru prima dată capitala, am fost într-un beauty camp, ne-au cazat la fostul hotel Sofitel, nu știu dacă mai există. Acolo pe lângă... La Pullman, cred, da, nu? Pullman actualul, da, ai dreptate. Mi s-a părut cel mai frumos loc, oricum, cu flori, cu mic dejun, era o poveste. Păi țin minte că cele 7 zile cât am stat în beauty camp până au venit cei din străinătate, pentru că fiind un concurs internațional de modeling, a fost un juriu, nu din România, clar. Și mi se păreau toate fetele atât de frumoase și atât de speciale și de frumoase și gândul meu, deci în fiecare seară mă culcam și mă trezeam cu același gând. Doamne, te rog frumos, fă ceva, fă o minune, să nu mă fac de râs când mă întorc la Tecuci, să câștig măcar o mențiune sau un premiu. Și ăla a fost momentul când am venit la București și am văzut capitala pentru prima oară, deci aproape 18 ani, și apoi am venit la București la primul meu job, care a fost pentru Electrolux, România, dacă nu mă înșel. Da, și am și primit, că tot vorbeați de bani, am câștigat primii mei bani, care au fost $2000. A fost o campanie foarte mare. Și de frică că o să se întâmple ceva, aveam un rucsecel, mă rog, ghiozdanul meu de școală și am circulat tot drumul București cu trenul înapoi, cu rucsacul pus aici pe piept. Ca să atragi atenția că ai ceva. Îți dai seama, da. Așa, nu faceți ca mine, copii. Și am ajuns acasă. Mamă, $2000? Eu trebuia să cânt 20 de concerte pentru $2000. Da. Dar a fost o campanie foarte mare, adică am lucrat, nu mai știu, 2 zile, erau cu benere mari. Într-o reclamă? Da, într-o reclamă. Era o reclamă TV și postere și... Da. Înainte să-l cunoști pe Adi, ai fost, pentru că erai, model. Știgătoare, Elite Model Look, era ceva extraordinar. Ai apărut în clipuri ale artiștilor? Da. Am apărut în un videoclip a unui artist turc foarte mare. Și nu Hakan, era, Tarkan. Și nu Tarkan, Hakan, nu știu cum îl chema, încă mai e... Dacă aveți curiozitatea. De ce respiri mai greu, Adi? Nu, încercam doar să-mi aduc aminte de nume. Da. Și în clipul românești, nu? Nu mi-aduc aminte. Bună întrebare. Nu, cred că era prea scumpă pentru clipurile românești. Nu stăteam în România. Nu, 2000 de la prima campanie. Cine dădea 2000 de, îți dai seama. De dolari. De dolari, pentru... Da. Am înțeles. Ăla a fost București. Și după aia m-am mutat la facultate și, mă rog, dar mie îmi place orașul în care trăim. E superb. Ok. Suntem norocoși. Nu e al nostru, dar e... Da. Ne-am adaptat bine. Ne-a adoptat și noi ne-am adaptat. Da. Bine, dragilor, vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să închidem pentru că oamenii au o programare, nu? Mai multe chiar. Mergem la masaj de 90 de minute acum. Masaj de 90 de minute da. Și deci astăzi nu vă văd copiii. Mergem acasă, cred. Mergem acasă, ți-ai luat bagajul? Ți l-ai luat? Da sau nu? Că da. Eu mi l-am luat. L-ai luat și pe al meu? Da. Bine, deci nu ajungem acasă. Deci, întrebarea era... trebuie bagaj ca să meargă la loc. Întrebarea era, mi-ai luat și mie bagajul? Ți-ai luat bagajul? Da. E responsabil, Adi, orice ai zice... Este, da, clar, clar. Este. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o poveste de dragoste, nu știu dacă superbă, perfectă, normală. În niciun caz, dar autentică, așa cum s-a construit ea în 13 ani de când sunt împreună și 6 copii mai târziu. Sau... Da. Sincer, Mihai, îmi doresc foarte mult să ne întâlnim și peste 30 de ani, atunci când timpul va avea altă valoare și să atunci să povestim și din perspectiva de bunici. Da, eu cred că va fi mult mai repede. Da. Chiar vorbeam cu Adi și sperăm. Înainte de a începe înregistrarea că deja suntem la vârsta la care fetele noastre ies la date. Întâlniri da. De Valentine's Day. Foarte normal, de altfel. Dar e bine că nu v-ați oprit, adică și voi ieșiți și copiii. Și copiii, da. E bine. Să ne păstrăm spiritul ăsta. Sper să fi fost un manifest pentru viață, pentru relații, de fapt, că dacă e să dai timpul așa înapoi și gândim la povestea Anca, eu cred că nu un bărbat o salvat-o, nu copiii au salvat-o, ci relația. Pur și simplu, relațiile sunt ceea ce construim noi, ceea ce căutăm noi, tindem, plângem după ele, jinduim după ele și relațiile sunt cele în care ne și îmbolnăvim, ne și tratăm, ne și vindecăm și nu putem să trăim altfel. Cred că a fost un manifest fain pentru relații sănătoase. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi pentru invitație, Mihai.